Acum, unii, unii, poate încă mai cred că eu sunt, cum să zic, apostolul electrificării. Dar Cele mai bune scule de grădină pe care le-am sunt în pe benzină. Eu am prins Loganul de 5.000. Să-ți aminte? Da, mi-a aduc aminte cum să... Unde Logan e Loganul de 5.000? Inflația. Bă, dar -când, când a venit în România... Dar ne-a promis. Da. Ne-a promis Loganul de 5.000. Unde e Loganul de 5.000? Da. Hai să vorbim un pic de... Dongfeng-ul ăsta cum îi spunem noi... Uh... Dacia Spring. A, ah, așa, Spring. Dacia Spring. Chiar vreau să ajungem și la Dacia Spring. Da, mă, care pleacă din China de la fabrică cu jumate 3, și la noi ajunge la... Încă nu are golf mi se pare cea mai tare mașină de oraș ever. E genială mașina aia. Mi-ar plăcea să, să mă aducă o mașină care să nu fie a mea. Un robotaxi. Un robotaxi să mă lase fix în față și când plec de aici doar să apăs pe un buton și să-mi vină alt robotaxi să mă ducă. Salutare, bine ați venit la un nou episod Podcast cu prioritate, o producție promotor. De data aceasta avem un invitat care le-a făcut pe toate: televiziune, YouTube cu mașina, a fost chiar printre primii din România, tehnologie, case, energie, mobilitate, le știe pe toate. Și, pentru cine nu știe, chiar are o istorie cu promotor, cu brandul promotor. George Bucnici, bine ai venit la micuțul nostru podcast. Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație. Și spune-ne de povestea ta de dragoste cu promotor sau istoria ta cu promotor că am rămas curioși. Ne-ai povestit în, în redacție aici. Uh, Acum eu, eu visam uh, să prezint promotor, nu știu că n-am apucat să vă zic chestia asta, dar mie, mi -ar, mie se părea așa că apogeul carierei mele putea să fie să fiu prezentator la promotor. Chiar am încercat chestia asta, nu mi-a ieșit. Ai încercat și nu ți-a... Da, am încercat. Adică era perioada aia după ce plecase Roxana uh, de la emisiune și a fost vreo 2-3 ani în care emisiunea intrase în uitare, a fost scoasă din grilă, uh, a, a, a fost, așa un declin din ăsta foarte lent și foarte trist. Și m-am dus eu la management și am zis, n-ați vrea să scoatem din congelator promotorul? Și mi-a zis, da. ne noi am făcut planuri câteva luni de zile pentru a începe emisiunea, uh, dar în cele din urmă n-a fost să fie. Uh, emisiunea de motor uh, de timp a devenit super speed și s-a renunțat la promotor. Uh, deși promotor e parte din cultura noastră, adică e din. E, cred că e cea mai importantă emisiune de cultură automobilistică din țara asta, din câte duc am aminte, după um, aia cu polițistul de pe TVR, cum îi spunea, Doamne. Nu cred că am prins-o. Era o emisiune de. Asta cred că cei care ne urmăresc își aduc aminte care au peste 40 mai ales. Era o emisiune uh, cu, cu poliția rutieră unde arătau ei accidente tot felul de situații din trafic și era cu colonelul Vochină. Virgil parcă Vochină dacă nu greșesc nu vreau să l botez pom. Dar era o emisiune de auto uh, și de, mai degrabă de accidente decât de auto. Nu se numea Reflexii Rutiere. Reflexii Rutiere. Da. da am deci, primit aici deci, ai mesaj Deci există Reflexii Rutiere da. și după aici există promotor. Și după aia au mai apărut, evident, și alte chestii. Nu am, nu am prins-o, dar mi-au zis colegii din redacție, mi-au zis că se numea Reflecții Rutiere. O, să caut pe YouTube să, să vedem. Spune-ne cum ai început tu pe YouTube și mai ales pe partea asta de auto. Mă, eu, partea mea cu auto e, a fost efectiv poveste de dragoste și hobby pur. Lucram toată ziua la știri, eu am început așa, ziar, radio, TV, dar mai mult m-am dus pe social și pe investigație. Și era muncă destul de uzură mare. Și în timpul liber vreau să fac orice altceva. Și cum nu aveam TikTok care să ne spele creierul, pe vremea aia chiar aveam hobby-uri oamenii. <laughs> Unii dintre noi aveau și hobby-uri. Și hobby-ul meu era să mă dau cu mașinile. Și uh, mă, citeam revistele de auto, mă mai uitam, doar că simțeam eu că lipsește chestia asta de, de review-uri de auto, făcute de șoferi. Deci nu de jurnaliști, că n-am avut niciodată ambiția că sunt jurnalist auto, n-am zis niciodată chestia asta, că nu sunt. Și am început uh, să conduc mașini și să mă filmez în timp ce vorbeam despre ele. Și printre primele mele clipuri erau chestii în care îmi puneam uh, o cameră în asta foto, mică de la Sony, o conservă din ea, într-o ventuză de 100 de lei, luată de la 64 mi se pare. Puneam în geamă, îi dădeam rec și, și vorbeam să te grijă să fie lumină, să dă opresc ventilatoarele ca să nu vâjie și cat, cat și o publicam. Și primele chestii au oprins. Au, au făcut sute, după aia mii de vizualizări, după aia zeci de mii de vizualizări. Bă, e ceva aici. Pe care mi-am luat calculator, am încercat să editez eu câteva și pe aia mi-am dat seama că nu e pentru mine editat și am început să colaborez cu un prieten, cu Daniel, care montează și astăzi. Și de atunci, de când am început eu să fac chestia ca un hobby, am început să postez clipurile astea cu mașini și ani de zile chestia asta a fost doar hobby, adică monetizarea pe YouTube a venit abia acum cât, vreo 4-5 ani ceva de felul ăsta. Așa de recent? Da, 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 e destul de recent, adică la modul la care să și conteze se, se întâmplă doar de vreo 3 ani uh -huh. și foarte multă vreme efectiv din, din salariul meu mă duceam mai, mai schimbă în camera, uneori mai cădea la filmări de pe mașină, încerca să mai fac eu niște unghiuri mi-am luat niște GoPro-uri, după care am mai luat un calculator și în cele din urmă chestia asta cu youtube m-a prins și m-am dus în paralel și cu partea de review-uri de tehnologie, dar prima mea iubire a fost blogul, am scris și după aceea am început să introduc pe YouTube primele clipuri video și pot să zic că eu sunt din categoria preistorică pe vremea când YouTube... Uh, am folosit YouTube-ul prima oară cu 320p, mi se pare. <laughs> 480p era deja exact ce se vedea și la televizor și când am ajuns la Full HD am zis pff, știi, nu știu că știi studio, primul studio Full HD din România l-a avut ProTV-ul ăla din Pache și a costat 10 milioane de euro. De euro. Ca să fac un studio Full HD. Wow. Și când mi-a dat seama că eu pot să filmez Full HD cu conserva <laughs> aia de la Sony am zis și-ar mai doar că încă pe YouTube nu se vedea Full HD și după aia am upgradat eu progresiv. Am introdus două camere, am introdus a treia cameră, am introdus car to car. Am început să le facem un pic mai bine ca producție, dar în esență au rămas aceleași chestii. Pur și simplu ne deam cu mașinile, L am început eu, apoi împreună cu Marian. Ne deam cu mașinile și ne deam cu părerea despre ele ca niște uh, șoferi obișnuiți care au avut șansa să conducă mai mult de o mașină, ca să zic așa. Cam apucat să conduc câteva. Normal. Mai ții minte de unde făceai rost de mașinile pe care le prezentai? A, aici aveam regulă fixă. Niciodată, adică aproape niciodată nu am luat mașini de la particulari. Mergeam întotdeauna pe ideea că mașina trebuie să fie de la importator dintr-un motiv foarte simplu. Trebuia să fie suficient de nouă și de multe ori, pe vremea cel puțin, importatorii aveau un oarecare respect față de presă și ofereau, aveau mașini de test da. în vremurile bune, acum nu mai au. <laughs> nici mașini, nici respect, și aveau mașini noi, în stare bună, verificate de serviciul lor. Atunci când noi o luam la test și spuneam ceva despre ea, spuneam pe baza unei mașini de fabrică. Pentru că am avut mai la începuturi atunci, vreo două momente, trei, mai tensionate, când am avut o mașină care avea frânele proaste. Uh -huh. Și am zis chestia asta. Și a ieșit circa, a ieșit mega circ pe vremea, chiar conta când, cine, când spuneai de rău, acum nu mai trebuie să zic pe nimeni. Dar era un Chevrolet Cruz. Uh -huh care știi că era pe platforma aia de o da. făcută împreună în perioada aia și ăla pe care l-am condus, mi s-a mi părut mie că avea servo direcția un pic uh, lentă. Uh, dacă făceam așa de volan, uh, întârzia un pic uh, manevra și frâna pe mașina de demo. Și când am zis chestia, m-am și documentat, am vorbit cu directorul lor de service care mi-a recunoscut, zice, da, avem niște probleme cu ele. Uh -huh. Dar fata de la Pier nu știa chestia asta și pe aia s-a bășicat foarte tare. Dar tocmai de-aia am refuzat să iau mașini de la particular, tocmai pentru că particular mai greșesc, mai au o avarie, nu o repară sau pur și simplu. o e mașină folosită de un particular. Și am început să mă asigur că mașina e luată de la importator. Plus că știi că se mai întâmplă la teste. La teste am avut, n-am avut, n-am avut întotdeauna grijă de ele. Am făcut și prostii. Mm -hmm. Am și lovit mașini de test. Evident, fără să vreau. <coughs> Normal că da, dar, nu. Dar se întâmplă. Adică, pe Mi s-a întâmplat parcum... și mie. Adică nu, nu e niciun secret. Da, adică la capitolul ăsta sunt câțiva oameni pe care respect foarte mult în industria asta, care întotdeauna au avut maximă înțelegere pentru astfel de situații. Spre exemplu, Alex de la BMW, da. Alex Sheremet, care este un etalon ca om de comunicare, da? Se întâmplă. Adică, eu am suferit întotdeauna foarte tare când am atins o mașină și mai degrabă să mă asigur că nu stric mașina cuiva și că iau o mașină de fabrică pe care, dacă o testez și zic orice despre ea, să fie asumat. Și. Nu, nu mi-am dat ce seama la momentul ăla, dar eu eram destul de slobod la gură și spuneam exact ce mi se părea. Și chestia asta, încet, dar sigur, m-a lăsat fără acces la vreun sfert, după aia la o treime din importatori. <laughs> și după o perioadă mi-am dat seama mai recent încoace că toate mașinile încep să fie mai asemănătoare decât sunt diferite și mi s-a mai tăiat la anul de teste. Am înțeles. Uh, unul din Primele tale clipuri pe care eu le-am văzut a fost cel cu M5-ul V10 al tău. Uh -huh. spune cum ai ajuns la o asemenea mașină, care au fost criteriile după care te-ai uitat atunci când ai vrut să cumperi o mașină sau pur și simplu ți-a plăcut ce ai luat-o? M5-ul are o poveste. Are o poveste. Deci mașina aia este o bucată de istorie. Era ultimul BMW M5 V10 E60 stock uh -huh. vândut în România. Era unui foarte bun prieten, destul de în vârstă. I s-a născut cop un copil, și soția a spus să vândă mașina. Și așa aș făcut la fel în locul ei. Uh, și mi-a vândut-o mie. Uh, mi-a vândut pe un preț foarte mic. Și pe am aflat de ce. De ce? Mașina i-a costat 8000 de euro în primul an, numai mentenanța. Wow. Fără reparații. Doar mentenanță. Um, am descoperit, spre exemplu, că mașina aia are 10 cilindri, dar avea 20 de bujii uh -huh. de motor sport. <laughs> da. Care a început să se dea rateuri. Uh, consuma, când mergea economic, 14-15, dar asta nu era o problemă neapărat. Când era foarte cald afară, motorul uh, începea să tremure la relanti oraș, nu-i plăcea orașul deloc. Am simțit plăcuțe, am schimbat un ambreaj. Când am luat la service, mi-a zis băiatul ăla, zice, doar 80 de mii? Foarte tare. Aveam 80 de mii de kilometri mașină că nu mergea foarte mult. Și zice, și prima oară când îi se schimbă umbreajul? La un M5 V10? Foarte tare. Deci mașina a fost îngrijită. Și am îngrijit și eu destul de mult. N-am avut niciodată curaj să îi dezactivez toate sistemele. Există o filmare cu ea în acel filmuleț în care Claudiu David i-a da, scos toate sistemele și a făcut drift cu ea. I-a zis, bă, oricum se schimb gumele. Da. După care ne-am dat seama că am făcut un launch și am pierdut ambreajul. <laughs> și că la launch da. control ea mănâncă mult ambreaj. Și după aia am, a venit și la mine momentul ăla din viață când trebuie să -mi fac casa. Da. Mi-am vândut eu garsoniera din, din oraș și mi-am dat seama că poate să-mi vând și M5. -ul. Și cu durere în suflet l-am vândut. L-am vândut unui, unui tânăr de la Deva și când i-am vândut-o l-am rugat te rog eu frumos nu o cumpăra dacă ai de gând să o forjezi mașina asta este foarte periculoasă. chiar a cumpărat în octombrie-noiembrie uh -huh. și am zis atent, mașina asta nu are anvelope de iarnă nu i-am luat anvelope de iarnă pentru că ea la mine 5 luni pe an stă în garaj te rog eu frumos să nu o conduci iarnă. Adică și pe un pic de umed mi-era mi frică de ea uh -huh. și omul a luat-o, m-a ascultat, a avut grijă de ea a mers foarte puțin cu ea Anul următor uh, am mers chiar fără probleme. După care am aflat că s-a plictisit de mașină și a făcut, a, a, a făcut un schimb cu un vânzător de mașină, Samsar. Sar. Uh -huh. E bine, cel care a cumpărat-o de la el a urcat-o pe un stâlp în 24 de ore. Wow! Și am suferit fantastic când am auzit chestia asta, pentru că am ținut enorm de mult la mașină. Era stock, era fully stock. Da. Și. Era o bucată de istorie, mi-a fost foarte dragă și cred că e genul ăla de mașină pe care cel mai probabil nu o să o mai uh, dețin a doua oară, știi? Adică genul ăsta de mașină cu gene clare de Formula 1, cu tehnologie atât de ahead of its time la momentul ăla, încât, știi, știu, aia, problema aia cu cutia lor de viteze, da. nu avea cutii automate pentru că de puternic Puterice era motorul o mașină, ăla. Da. Adică era întotdeauna steptronicul ăla, era o o poveste întreagă, tare, să am grijă ce făceam cu el. Însă am iubit mașina aia, adică m-am distrat foarte tare, am o povestioară așa de care mi-am cu drag, am luat la un moment dat o, prietenă în mașină și mergeam în, o 8 pistoane. Știi că dacă avea opțiunea asta, că dacă nu ține, o în 8 pistoane. Și în 8 pistoane suna ca un diesel. Absolut plictisitoare. Abia pleca, tăr, tăr, o pistoane. Da. Și după ce am mers noi așa, am avut, aveam un, un eveniment uh, la care trebuia să ajung la Brașov și mergea cu mine. Și după ce am trecut de Comarnic, uh, ne-am oprit și-au cafea și zice, auzi, dar să de cam rău mașina asta. <laughs> Eu chiar nu știam ce mașină e, mm. pentru că uh, mașina, mașina mea pe vremea, pe vremea arăta ca un slipper aproape. Dar să știi la ce te uiți ca să vezi că e un M5. și mi-am zis, um, mi zis, mai bei din paharul ăla? Și am dat-o și câteva serpentine le-am făcut un pic mai sprinten, și mi-a zis ce, a, nu e diesel. Am înțeles. Uh, erau puține ocazii în care mă puteam bucura cu adevărat de ea, mai ales când era traficul lejer, uh, niște serpentine libere, uh, în, în oraș era inutilă. Îmi dau seama, și presupun că nu era mașina de Daily, adică nu era. Nu, nu era. Nu, eu stăteam, la momentul ăla stăteam în centru, uh -huh. aveam scooter, Uh, și mergeam destul de mult, a apărut să ul era ieftin pe vremea da. uh, și mergeam destul de mult pe jos cu scuterul sau cu Uberu, mașina stătea mai mult parcată, uneori stătea cu săptămânile, uh, a stat a suficient de mult încât la un moment dat uh, și mie mi-au furat oglinzile. <laughs> era ceva clasic la BMW-uri pe vreme, aia, cred că și acum. Da, cred că și știu cine ți le-a furat, no, glumesc. No. <laughs> uh, un băiat înalt, destul de subțire, așa și cu o șapcă pe cap, a scos imaginele pe camera de spreveghere. Da, păi... Băiatul care știu eu că a furat o de BMW era înalt, subțire, dar nu știu dacă purta șapcă e cu ochelari. Deci era un băiat care numai asta făcea. E, e, băiatul ăsta e ca în legenda aia de la poliția rutieră când am ajuns eu cu, când am ajuns eu cu o, o mașină zgâriată și mai era în fața mea vreo 2-3 la care trebuia să le facă constatările, știi? Uh -huh. Și uh, ia hârtia de la omul ăla și zice, a, și pe dumneavoastră v-a lovit <laughs> Domne domnule, avem, o problemă aici la poliția rutieră, tot încercăm să luăm urma acestui stâlp. E un stâlp care umblă prin București și lovește mașinile oamenilor. Și mai avem și niște borduri care fac chestia asta, dar nu le-am prins încă. Dacă le vedeți, să ne spuneți. Incredibil. Da, sunt mari probleme cu stâlpii ăștia care umblă de capul lor prin oraș și lovesc mașinile oamenilor. Așa e. L-am -am avut invitat pe Emil, Emil Voica, l-ai avut și invitat la podcast. O, da. Emil e o poveste așa. E, da, e un fenomen. Și ne-a povestit că oamenii lovesc vaca, pun vaca pe mașină se duc la poliție cu ea și fac amiabilă cu vaca, să, cu mașini închiriate. Ce se întâmplă la noi în țară e fenomenal. Băi, adevărul că avem, avem motive încă să ne bucurăm de prostie altora în țara asta. Da. Și de ghinion. Și de ghinionul lor. Da. Păcat că noi avem prețuri la mașini, că așa cum zicea și Emil, prețurile la mașini închiriate cresc tocmai din cauza acestor evenimente. Cu siguranță. Și probabil și asigurările noastre auto cresc din același motiv. Și vor mai crește, pentru că ne furăm căciulă la nesfârșit, ne păcălim unii pe alții. Dar să știi că n-am inventat-o noi. Pe mine mă foarte tare, ce se întâmplă în Italia. Nu știu dacă știi ce e acolo. Mm. În Italia ăștia abia așteaptă să, să se atingă în trafic, să opresc în mijlocul drumului, ies din mașină să uită unii la alții și așteaptă poliția. <laughs> și ei doar, doar s-au zgâriat un pic, știi? Da, da. Dar nu interesează oriunde. Și, vine, și când vine poliția, zice, mă, doare gâtul. Și și-a de medical o lună pe banii ăluilalt. Mm. Înțelegi? Da. Asta înseamnă să fur cu adevărat sistemul. Asta un pic de tablă îndoită, nu? O cervicală, niște asigurări medicale, astea despăgubiri medicale. Am nu știm atunci. noi să fraudăm ca lumea pe asigurări. Am adică nu fraudăm noi, fraudează băieția de la Euroins, de la tot felul de companii de asigurări, nu noi. Am înțeles. Um. Trecem, la, trecem de la M5 la pasiunea ta pentru electrice. Cum a început pasiunea ta pentru electrice? Că acum tu ești mare fan și nu știu dacă militezi pentru un viitor electric, dar toată lumea te știe de băiatul cu Tesla. Da. Sunt, păi cam sunt. Păi cam ești. Uh. Primul model 3 din țară și primul model Y. Da. De Y știam că a fost primul de 3, nu știam, dar uh, ne vândute oficial în România, te-ai dus tu și la cumpărat. Dar nu din Germania, de din... dar am, am vrut să fie model european. Uh, mai exista un singur model 3 înaintea mea în țară, la cineva la Timișoara dar model de state, adus da. de pe vapor cu conector din la de state. Uh, deci am vrut să fie, prim, am vrut ca asta să fie primele două, pentru că uh, eu m-am convertit la electric de vreo mai mult de 8 ani. Da. Am avut șansa să conduc un Tesla Roadster um, prima generație, prima generație Da. și când am urcat în mașina aia și m-am dat cu ea și mi-a zis uh, proprietarul zice dă <laughs> și am dat și zice uite vezi Porschele ăla da dă -i. și Porschele nu s-a putut ține după noi sau ne -am, ne -am, la un moment dat zice zice mi-a zis că plăcerea lui cea mai mare era să ia cu ce cu Ferrari. Uh -huh. pentru că efectiv nu puteau să stea în față și se frustrau maxim <laughs> ce cu cutia aia știi și mi-a băgat virusul după care mi am luat M5 și am uitat de virusul ăsta da <laughs> apoi mai târziu m-am prietenit cu un uh, cu un om foarte inimos care și-a cumpărat dacă nu greșesc primul model din țară și mi-a dat mașina de-am condus de măsurat zice ia-o și date Omul acum deține, toate, cred că toate modelele de la Tesla așa cum a dat și Roadster, a plătit avansul tot El încă mai visează că o să-i se livreze mașina în viața lui <laughs> Cred că o să-și ia și, și Cybertruck cel mai probabil Și ce am condus model S-ul iarăși o perioadă Eu am prins și perioada aia de loophole în legislație Până când s-au prins europenii să le baneze uh -huh. Model pe care l-am condus prima oară cu 8 ani Se conducea singură cât o jumătate de oră Am înțeles Nu trebuie să-mi pe volanul nimic și nu făcea cu opt camere. Făcea cu full self-driving generația 1 și cu o cameră în geam. O uh -huh. cameră, atât avea nevoie. Și am mers eu, am trecut dintr-un județ în altul <laughs> și tot mergea. Și am zis, bă, băi, cum mergea mașina. Era senzație și ne am scos eu soția pe podul Basarab cu modelesul. Mergeam noi așa și zice, cât e asta? Și am zis, nu ne permitem că facem casă. <laughs> și iar am uitat. Am lăsat-o pentru că nu mi-am permis. Pe vremea era foarte scumpă. Și între timp am tănat casa, am mai strâns niște bani. Și în momentul în care a apărut Model 3 m-a căutat un prieten și zice vezi că a apărut Model 3 în Germania. Și zice da, dar trebuie să cumpere de la Tesla. Zice nu, am găsit pe cineva. M-a pus în legătură cu un preot care are autohaus. Știi că aia cu bunicuța care merge la biserică? Da, e da. bine, aici este un preot care vinde mașini. Am înțeles și bunicuța și-a cumpărat golful din, de la autohausul preotului, da. E bine, m-am pretenit și eu cu preotul și de le mi-am luat și trei și y pentru că el avea acces timpuriu la niște stocuri, pentru că făceam modificări la mașini pentru persoane cu handicap. Am înțeles. Și comanda mai multe ca să aibă rezervă în cazul în care vin cereri, pentru că se cam stătea pe vremea aia la mașini la Tesla, nu ca acum. Și zice, am un trei dar e ăsta. Da. Și am zis, șarapii întâi mă albastru, ia și vreo grid, da, ok. Albastru, dual motor, long range, perfect, l-am luat. Păi l-am colantat pe auriu, că mi-a plăcut uh, culoarea. Și mașina aia în continuare este rachetă. Uh -huh. E rachetă, are bateriile alea de Panasonic, high discharge. Deci, mie mi se pare spectaculos ce au reușit să facă uh, cu designul și cu tehnologia din mașina care rezistă și acum, abia zilele trecute să au dat refresh la Model 3. Highland, la Model 3, dar în esență e aceeași mașină de desubt. Și după ce mi-am luat Model 3, nimic n-a mai fost la fel, pentru că eu mi-am și construit uh, tot, tot, să zicem așa, stilul de viață pe electric. Și acasă am fotovoltaice, sunt prosumator, toate chestiile astea și, ca orice român... Uh, Știi că toți visăm să avem pompă de benzină în curte. Da. Eu mi-am instalat o, trei stații de încărcare, să fiu sigur că pot să încarc oricând, că tot te, testez și din alea și din alea și cu fotovoltaicele și am acum curent stocat în rețea să merg încă ani de zile de aici înainte, gratis. Și când am descoperit eu că pot să merg gratis cu mașina electrică... Ai zis, da. <găt> am meritat toți banii. Bine, acum, când am luat-o eu a fost 52.000 plus TV. Da. Dar am amortizat din mașină niște mii de euro și am vândut-o cu 40. Model 3 -ul. Model 3 -ul. Da. Am vândut-o unui prieten. Pe vremea erau scumpe, nu, nu veneau. Acum s-au mai ieftinit. Am la bani și mașina și mai luat y -ul. Și y -ul, acum acum văd o mașină asta, cred că poți să o las moștenire. <laughs> nu ai da. vrea să mai dai sau... Să... Ba da, ba da, o să vreau să o schimb, dar la fel cum e făcută mașina asta, cred că dacă nu, nu îți bași joc de ea, cred că va merge un milion de kilometri. Deci, eu, uh, Noi am mers uh, anul trecut în iarnă, am mers la munte, la zăpadă, la... Așa, acum peste vară am fost în Grecia, după care am fost iară pe munți. Merg în fiecare zi cu ea pe aici, că vin din ca aduc copilul la școală. Apă, paie și bătăie. I-am dat numai curent și atât. Curent și lichid de parbriz. Câți kilometri faci pe an de curiozitate. În pandemie nu prea am făcut, dar undeva la 30 și de mii. Mm -hmm. E ceva. Cu o singură mașină, dar e... da, e ceva. Acum avem două și mai am și scooterul ăla, numai că nu apuc să mă dau cu el, că trebuie să duc copilul la școală cu mașina, știi? Da, și e periculos. Dar trebuie și soția, practic ar am să fii un pic ca în Taiwan, știi, să fim to toți, da, 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 toți patru pe toți patru pe o chestie și nu, nu, nu e Și vreau să te întreb, uh, ce avantaje ți-a adus Model Y față de Model 3, uh, în ciuda autonomiei mai mici sau puțin mai mici? Uh, nu, aici este o, e o chestie întreagă, i-am am, am și zis chestia asta când am luat mașina, că pe mine m-a surprins că m-am urcat în ea, era un pic umed și, ceea ce nu simțisem la Model 3, am simțit la asta că i-a fugit un pic spatele. Da. Și am zis, bă stai puțin, ceva nu în regulă aici. Că e aceeași mașină, același calculator, ba chiar era generația mai nouă, că e FSD3 pe aia. Da. Și mai m-am uitat la, la gume. Model 3, fiind sedan și mai jos, i-au pus învelopele uh, alea de la Michelin, Pilot Sport. Pilot Sport, da. Care sunt super gripi. Da. La Y ce-au făcut? Pentru că e un pic mai înaltă și un pic mai grea i-au pus niște hancucuri mai silicioase, da, care am pierd pus un pic la aderență, care dacă se încălzesc pe uscat, se comportă la fel, dar dacă ai dat de un pic de rece sau un pic de umed, deja dă un pic din fund, știi? Da. Uh, și atunci anvelopele astea o ajută să aibă același consum ca Model 3 cu un mic rabat la, la control, la, la aderență. Am mai condus între timp un, niște variante performance, dar și fără performance și față de trei ori la dual motor long range pe anvelope Michelin, pe, pe pilot sport, performanța da. nu mi s-a părut vreo șmecherie. Adică sunt puține chestii pe care poți să le scoți în plus. Da. Iar modele Y, în continuare, în cea mai mare parte a timpului, îl conduc în, în modul în chill, în chill, cu trei mai da. mică. Și atunci când mă grăbesc un pic, îi dau mai tare, dar nu poți să faci de multe ori chestia aia, că pasagerii o să zică să stai puțin, că am mâncat. Exact. Deci, ce mi-a adus în plus portbagajul porbagajul la cu haion electric, că pe trei încă nu era, era. mi-a plăcut chestia să să fie electric și să am suficient spațiu. <coughs> pentru vacanțe, pentru noi a fost mai mult decât suficient, am băgat și placa și echipamentul de iarnă și de munte și de toate chestiile astea. E mult spațiu în porbagajul ăla și sub, și sub placă și deasupra și mai am și în față un franc. Spațiu foarte bun la interior și mi-a plăcut interiorul la alb la mașină pentru că nu se încinge vara, rezistă bine la mizerie, nu s-a pătat în aproape 3 ani și plafonul ăla de sticlă iarăși îmi place mult că el face luminoasă și nu, nu se încinge chiar așa rău, dar când sunt 37-38 în București încep să-l simți și pe la când bate soarele. Dar nu rău, nu e rău. Adică e, e, e bun. Una peste alta e... e... ce mi-a plăcut mai mult la Y a fost că va fi, a fost primul model făcut pe tehnologia aia nouă de casting. Da. Deci fața, spatele sunt cât o piesă și cu bateria împreună sunt o singură, practic sunt ambutisate împreună, știi? Și mașina, și la, cred că am, acum am, am aproape de 50 de mii cu ea, se simte foarte țeapă în într-o bucată, așa, știi? Da. Ceea ce e rar, adică simți chestia asta la oricare altă mașină nouă, după un an, doi, trei, că se mai așează mașina. Nu da. e se așează, pur și simplu începe să lucreze din lipituri ori are panouri lipite nituri, suduri și așa mai departe, lasă asta nu prea ce să lucreze, că e turnată. Se mai deșiră, cum zic eu, da. Exact. La Y-ul ăsta, mai ales asta varianta de, de china, lucrează un pic cu mai multă atenție la șuruburile astea, Dar apără în faptul că e casting, că fața și cu spatele sunt din, dintr-o bucată, făcut mai, asta îmi place la ea, că se simte țeapănă. Uh -huh. Se simte foarte țeapănă și suspensiile le-au făcut mai bine și mult mai bine insonorizată decât treiul prima generație. Acum au pus accent și la modelul ăsta 3 nou, că e mai bine insonorizată, că i-au pus foaie de sticlă dublă și pentru control termic și pentru fonic. Deci, mare lucru că au făcut chestia asta, pentru că eu pe Y am prins. Două foi de sticlă fac diferența la, la geamurile laterale, spre exemplu. Și mai avem o chestie la 3, am schimbat două, două parvize în Austria, uh -huh. când nu aveam încă servicii aici, că acum e de vreun an. I-am am avut, am avut întotdeauna impresia că Model 3 este magnet de pietre. <laughs> Din cauza sau datorită aerodinamicii, lua pietrele în parbriz. Uh -huh. La Y nu. nu. S -s plus că sticla de pe parbrizul de la Y mi se pare o idee mai moale. Și se ciobește, dar nu crapă. Am înțeles. Am niște lovituri de piatră așa. Cred că la un moment dat va trebui să schimb parbrizul chiar dacă nu se crape ca să pot să mai și văd noaptea. <laughs> um, crezi că există producători care pot ține pasul cu Tesla sau să depășească Tesla în ceea ce privește modele electrice în viitorul apropiat sau termen mediu, să zicem așa, Lucy Drivian, probabil Mercedes, BMW, care au tehnologia, know-how, care să rivalizeze cu Tesla? Da, dar niciunul din cei pe care ai spus tu. Atunci, dă-ne tu exemple. Uh, nu o să dau eu exemple, o să spun. Uh, uite, ce vorbeam uh, în ianuarie, spre exemplu, cu Sandy Maro. Da. Îl știi pe Sandy. De cum să nu-l urmăresc? Am văzut și interviul tău cu el, da. Deci, în ianuarie, Sandy ne spunea că numărul unu global în automobile în următorii ani nu o să fie nicio companie europeană și un americană. Japonezii? Nu, nu. O să Bucureni. fie chinezii. Chinezii? Da. Vreau să trec la subiectul chinez mai târziu, da, dacă tot ai intrat de, uh, în... uh, nu, nu, foarte scurt că ne întoarcem acolo, da. că uh, trebuie să, trebuie să cântăm prohodul și europenilor înainte, nu putem să-i lăsăm așa. Da. Deci, uh, da. în momentul ăsta, Tesla are cele mai vândute două mașini din lume. Nu mașini electrice. Mașini punct. Mașini punct. Ca unități, nu ca valoare. Ca valoare au rupt uh, ca valoare. Adică dacă te uiți în top, model Y, cea mai vândută mașină din lume. Da. Model 3, a doua cea mai vândută mașină din lume. Astea două împreună sunt duble la preț față de cele de pe locurile 3 și 4. Da. Nu? Da. Și e clar că piața nu o să ducă la nesfârșit prețurile astea mari. Adevărata provocare este să aduci mașini electrice alea de sub 30.000 pe care și noi, la noi, noi, visăm de ele, Elon ne-a promis, cu banii cura la plus, să fie 25 de mii un Model 3. Da. Și acum e 30-31, pe acolo Se apropie. Se apropie. E, la 30-31 încă e loc de competiție, pentru că dacă vin chinezii cu mașina de 30 30.000, să-i cu 20.000 și să aibă o autonomie de 450 de kilometri, o să fie din categoria i-am banii. Uh -huh. Și oamenii o să-și ia. Eu mă bucur foarte mult când văd, de exemplu, mai ales în zona de nord, când merg spre casă, spre Corbeanca. Astăzi am rămas uimit. Sunt mai multe Tesla ca niciodată. Am văzut, într-un interval de un sfert de oră, 10 mașini. C și dată eram singur de pe acolo, știi. An da, vreo 2-3 ani, ani am fost cam singur cu, cu, cu Tesla, după care am început să apară. Sunt două pleduri, sunt model Y, sunt model 3-uri, dar nu Tesla va democratiza mașina electrică. Deocamdată, Tesla e pentru cei care pot să dea banii aia pe ea, pentru că nu e ieftină, din păcate. Și mie mi-a rupt bugetul când am luat-o. La mine a fost o decizie mai complicată. Eu, când am luat model 3U, spre exemplu, noi ne-am dat aproape toți banii pe mașină pentru că am vrut să fac și un statement din chestia asta. Pe mine, totdeauna m-am frustrat lentoarea cu care companiile europene vin cu mașini electrice. Era clar că este inevitabil. Era clar la fel cum mi s-a părut inevitabil smartphone-ul în 2010. Și în continuare mi se pare halucinant cum industria auto-europeană este, este pur și simplu catatonică. Wake up! Și acum nu vreau să răscolesc foarte mult, dar atunci când mi-am luat eu Model 3, spre exemplu, aveam niște colaborări interesante cu vreo două companii din, uh, care oferau servicii pentru industria auto. Una din ele era de, pe ca de carburanți. <laughs> Contractul meu s-a întrerupt subit? Da. Le-am zis, stați liniștiți că vă aștept când o să vă pune stații electrice. O să, o să ajungeți acolo. Da. Clar. Trei ani mai târziu aveau stații electrice. Problema este că industria auto-europeană este pe altă planetă. Eu cred că avem o mare problemă cu demența, nu doar la uh, politicieni americani. Eu cred că a văzut imaginea cu Mici Măcanal. Da. Sau cu Joe Biden. Mai sunt niște băieți pe care noi nu-i vedem. Sunt niște familii din astea foarte bătrâne de prin Germania, mai ales, unde deciziile se iau la vânătoare, la golf, la castel acolo, și băieții ies pe altă planetă mințile lor nu sunt, nu sunt în capul lor. Ei și imaginează că dacă ei au dat ton în industria asta gen, vreo două generații, o să o facă la nesfârșit. Da. E, în, moment, în timp ce noi stăm de vorbă acum la uh, salonul auto de la München, aproape jumătate din expozanți sunt Tesla și chinezii. Da. E, știi, la salonul auto de la București, anul trecut, o, o publicație, un ziar, nu mai țin minte, un ziar online, a făcut un articol despre prezență și a scris așa, salonul autobucurești, chinezii și absenții, așa s-a numit uh, titlul. Pentru că au venit chinezii cu niște mașini, mai mult sau mai puțin electrice și ceilalți erau absenți. Da. Da, așa Acum, e. Uh, despre mine s-a mai spus că aș fi uh, omul chinezilor sau nu știu cui, tot timpul trebuie să fie omul cuiva. Da. Uh, dar eu am avut șansa să călătoresc în China. Am, am mers acolo cu niște aprobări greu obținute, cu o viză luată la mustață foarte greu da. și am avut ocazia să văd cât de departe sunt ei în domeniul mașinilor electrice. Ce ajunge la noi este, sunt frânturi. Da. Nu știu dacă ai văzut acel BYD cu patru motoare. Este un SUV de 1100 de cai care face suta în 3 secunde și care se întoarce ca tancul. Da, l-am văzut. Uh -huh. da. Și cine a făcut așa ceva înaintea lui BYD? A fost într-o ediție de Top Gear, un SLS. SLS AMG, da. Cu patru motoare, cu patru câte unul motoare. fiecare roată și s-a dat Clarkson cu el și l-a întors așa pe patru da. roți. Unde e tehnologia aia? Care este sedanul electric de la Mercedes? AQS, de EQE? EQE, nu, nu. un sedan, nu, asta depinde toată lumea, că EQE este 80 de mii. Da, am testat noi unul zile trecute, a fost 123 de mii. Păi, am zis, prețul de intrare. Da, da. Cel mai Ei, ieftin da. BMW i4 începe de la 52.000, fără opțiuni, chel. Da. La, la 54.000 îl iau cu, cu toate pe el, Model 3-ul. Da. Mă duc mai, mai am, și îmi iau performance. La BMW i4, mașina lor electrică are fake exhausts. Ai văzut pe bara din spate la oh, BMW da. că mașina electrică are țevi? Da, are cut ca și când ar fi fost țevi, da. Da s-ar putea să... Nu știu dacă o să dispară cum a dispărut Nokia, spre exemplu. Nu, care nu o să dispară. Deci, uite și tu, scooter BMW, <laughs> da? da? Electric. Da. Foarte bun. Baterie de BMW X în podea. Da. E foarte drag. E foarte mișto. De ce acolo au putut să inoveze? Și hai să zic una tare. Care e cea mai mare companie de, de baterii auto din lume? Ceatele. Cu ce bani a început Asta nu știu. Cu ce bani? Când au făcut BMW i3, da. au creat o tehnologie de baterii, după care și-au seama că le trebuie o fabrică. Și s-au dus la ceatele. Și le-au dat nu știu câte milioane să le facă bateriile. Și băiatul ăla de la ceatele a luat banii și a făcut compania. Iar BMW după aia, că și astăzi, dacă te uiți, iată, când comunicatele lor de presă, spun, am ajuns la nu știu câta generație de baterii create de noi. Uh -huh. Bravo! Unde sunt? Le-ați le pus în uh, soluțiile hibride de pe 5, de pe 7. Avem BMW iX. Ok, foarte interesant. Dar totuși, o, o mașină care se vândă în volume mare ați făcut că BMW i3 este aceeași mașină de peste 10 ani. Da. da. Au scos-o din producție acum. Se pregătește seria 3 electric, se va numi i3 atunci trebuia să îl scoată. Dar da, e aceeași mașină de 10 ani. Deci pe BMW i3 ai avut în premieră așadar mașină electrică de la BMW cu o grămadă de inovații pe ea, material da. reciclate o grămadă, dar o chestie pe care nimeni n-a mai făcut-o de atunci, pentru BMW i3 BMW a făcut cea mai mare fabrică care producea în serie fibră de carbon. Da. BMW era, nu știu că încă mai este, cel mai mare producător de fibră de carbon din lume. Pentru BMW i3, și pentru uh, seria 7, acum vreo trei generații, i-au făcut un carbon core. Da. Au renunțat la chestia asta. De ce? Legislația europeană favorizează mașinile grele. Pentru că emisiile sunt raportate la greutatea mașinii. Și atunci au renunțat să mai pună fibră de carbon în ele și materiale compozite ca să facă mașina ușoară. Și uite așa, industria europeană, am mai băgat un euro 4, un euro 5, un euro 6 ca să descalifice competiția asiatică. Da. Au scos materiale compozite că nu trebuia să le faci ușoare, trebuia să le faci să intre, să intre pe legislație, nu pe eficiență. Și mai ales în ultimii trei ani au explodat prețurile. Da, chiar că au explodat. În timp ce Tesla le scade, ceilalți le cresc. Modelul s se cu cu Cred că ritmul în care se ieftinește Tesla, în, în curând Tesla o să fie mai ieftină decât Loganul. Ar putea fi, să știi. Ar Când putea. am auzit zilele astea că un Logan nu li fără 20.000. de dacă, dacă, îi pui toate accesoriile, din, te duci și îl configurezi, pui opțiunile și după te duci și pe, la rubrica de accesorii, e 20 de mii. Dar așa, unul cu TVA fără rabla, așa, e 17.000 și ceva, un Logan. Și jogăru cât e? jogerul eu am testat unul care era 26600 hibrid. Jogger. Full hybrid. Eu am prins Loganul de 5000. Să ce aminte? Da, mi aduc aminte cum să. Da. Unde e Loganul de 5000? Inflația. Bă, când ne-a când a venit Renault în România, da, ne-a promis. Da. Ne-a promis Loganul de 5000. Unde e Loganul de 5000? Da. Și înainte de Loganul de 5000 puteam să cumpărăm Solența care avea același motor cu Loganul, era 4000 și ceva. Exact. Sau Hai să vorbim un pic de Dongfeng-ul cum îi spunem noi. Uh... Dacia Spring. Ah, așa, Spring. Dacia Spring. Chiar vreau să ajungem și la Dacia Spring. Da, mă, care dom pleacă din China de la fabrică cu 2.500 3. și la noi ajunge la 18.000, 20.000? Da, cam așa e. Cam așa. E oferta acum, 9.999, cu Rabla, cu tot. Varianta de bază. Varianta de bază? Da că varianta aia cu baterie mărită era doar în alte piețe disponibile, nu, nu, aici în piața de casă, cum ar veni al de Deci sunt prea multe ciudățenii în industria asta auto și sunt sătul de ele. Da. Producătorii europeni nu sunt în stare să iasă din paradigma asta a exfolierii clientului. Da. Altceva nu știu decât efectiv să tragă la maxim și la nesfârșit de pe clienți. Cum poți tu să vinzi la nesfârșit mașini și sursa ta de profit să fie în service? Sursa dealerului, că producătorul nu știu dacă are neapărat de câștigat de pe urma asta. pe piesele alea de unde vin? De la furnizori. Și crezi tu că o să-și iau Întotdeauna. un de Un... dar a, a cui e piesa? Piesa, e proprietatea intelectuală, tot Proprietate costul, pe tot lanțul. Banii adevărați se fac încă în are în service. Am avut discuții cum zic, am, uh, era o perioadă în care producătorii europeni, știind că eu sunt uh, promotorul mașinilor electrice din România, da. mă mai chemau la câte un eveniment de lansare. Am fost la EQS, am fost la, am, am fost la, la, la Audi, spre exemplu, la lansarea Etron. O mașină genială, Etron. Etron. Da. Nu știu ce s-a întâmplat cu mașina, că acum sunt pe piața secundară, pe, pe partea de SH, sunt o grămadă de troane de 30.000. Ai azi, -a? Astea? Nu, văzut chestia asta? Nu, n-am văzut. Sunt niște site-uri de, de licitații pe afară, Multe etroane, am găsit și la 26-27 de mii. Un etron bun, da. hmm, interesant. Etronul care, apropo, un off-road, e incredibilă mașina aia ce cum au reușit să o seteze. Așa. Și la evenimentele astea la care mergeam, la Audi, spre exemplu, la un eveniment de la Audi, m-a abordat unul dintre inginerii lor care spunea că el era plecat din Tesla și că Audi e the next big thing. Uh -huh. Și că ok, și ce o să faceți? Păi, și uite, de la discuția aia de atunci de lansare Etron, ce ce -a mai lansat important, Audi? Avem Q4 Etron, da. avem Etron GT, GT da. pe care nu prea l-am văzut pe stradă. Am mai văzut două, trei, câteva prin Germania, am mai văzut Deși care este e o mașină un porsche genial. Taycan, e un porsche Taycan cu sigla e de... E mai frumos decât Taycan. Da, mai frumos, da. Mi-e place mai mult decât Taycan. Dar e scump. Dar e scump, este exagerat de scump și când oricine el, îți dai seama că ergonomia aia are un design foarte mișto dar la capitolul ergonomie cum să zic, spațiul din Taycan cross-turismul mi s-a părut mai mic decât un Model 3 da. și teoretic ala trebuie să fie break. Da. și asta zic că producătorii europeni parcă sunt în paradigma aia cu, cu Apple, dar fără să fie Apple Apple știe că nu trebuie să reinventeze mare lucru îi mai schimbă da. culoarea, mai face o îmbunătățire la cameră și o să-l vândă tot cu 2000, da. ala de un terabyte, știi? Așa e. Și la fel și producătorii europeni își imaginează chestia asta. Ei bine, lucrurile se vor schimba. Câtă vreme nu vor, uh, nu vor avansa la nesfârșit cu războiul ăsta economic. Dacă le permit chinezilor să vândă la noi, BYD va mătura cu Toyota și cu Renault pe jos în 3 ani. Așteptăm să vedem. Ai condus Dacia Spring, ai mers cu Am condus-o, da. Eu, eu sunt mare fan de acest Spring. Dar și eu. Și lumea nu mă crede. Eu am lăudat mașina când am condus-o. Mi s-a părut genială, pentru că uh, eu mai spus chestia asta. Și trebuie să o zic de mai multe ori. Deși eu conduc o Tesla, pentru că mi-am permis să-mi iau model 3 și după aia să trec da. la Y, eu sunt conștient că nu toată lumea poate. Da. Și nu cred că mașinile ar să coste atât. Eu am vrut să fiu în avangardă. da sunt... Uh, jurnalist de atâta vreme, am vrut să fiu în față. Da. Am vrut să fur startul și să am ceva despre care să vorbesc și să încurajez oameni și așa mai departe. Dar adevărata revoluție a electromobilității se va întâmpla când o să avem mașinile de sub 30 de mii. Spring trebuie să fie mașina de 5.000 mii cu Rabla da. la plus, cu aia cu autonomie mare. Da. Dacia scalpează în România cu prețurile pe care, la care o vinde. Putem fi de acord că efectiv își scalpează clienții și statul, și nu avem un, un producător care să ne vândă mașina aia la 5.000 atâta cât valorează ea. Și 5.000 un preț corect care are încă marjă bună. Dacă ar fi 10.000 fără rabla și 5.000 cu tot cu rabla ar fi best buy. Manu, fi... mașina aia nu costă să fie produsă mai mult de 3.000 jumate. Nici bateria, nici nu. Pentru că în momentul ăsta chinezii sunt atât de avansați pe producția de baterii încât ei au deja mașini de sub 25.000 de dolari care fac 450 de kilometri. Da, Springul este o mașină ei, mică da. de oraș. A venit Dacia uh, Renault să ne spună, nu că noi am pus sisteme suplimentare de siguranță, ok, ce ai pus? Radarul la pentru frânare de urgență, airbag da. niște senzori. Posibil să o mai fi ranforsat o pe undeva. Ok. Da. Dar e o cutie de fier cu o baterie și două motoare. În esență. E o chestie ieftină. Și atunci, eu îmi doresc ca toată lumea să aibă acces la o mașină electrică din mai multe motive. Unul, pentru că toți avem nevoie de mobilitate. Dacă este ieftină, o să-și o să permită oricine și vom scoate fumul din orașe. Da. Pentru că ce se întâmplă acum cu poluarea din marile orașe este horror. Chiar este. Nu poți să mai stai uh, cu mașina cu geamurile deschise în București fără nu. să, nu mai poți. Speranța de viață în București în momentul ăsta este pe locul 5 la capitolul mortalitate față de toate celelalte capitale europene. Ne mai bat doar uh, uh, Varșovia, mi se pare, Sofia, cred că Albanezii, Tirana. Deci suntem într-un club foarte select de țări unde ai rupute, ustură pe nări și te omoară da. cu zile. Speranța de viață în București este mai mică cu minim șapte ani față de vestul Europei, în primul rând din cauza polorii din oraș. Da. Deci, indiferent ce cre credem, ce aș crede eu sau tu sau oricine care ne urmărește despre schimbări climatice și alte asemenea, urgența numărul unu este să scoatem poluarea din București și din Cluj și da. din Brașov și din Timișoara și din Constanța, din orașele mari. Pentru că viitorul umanității este în marile orașe. Eu am plecat din București pentru că nu mai puteam... Nu mai puteam tolera poluarea din oraș, uh, niște probleme de sănătate prin familie, mi-a mi apărut și copilul și am zis, acum putem și ne-am mutat în suburbii. Am făcut-o să funcționeze cu mașina electrică, dar nu toată lumea poate chestia asta și atunci trebuie să putem să redăm orașul oamenilor. Să facem cumva să redăm orașul oamenilor și asta înseamnă să scoatem fumul, să scoatem praful, să aducem natura înapoi în oraș. Am, văz am fost pe alte orașe în toată Europa și era mult mai multă verdeață decât e la noi. Și aerul, într-adevăr, era respirabil. Și totuși, Bucureștiu are de largi. Are și niște parcuri. Are. Are, are, are cu ce? Avem și climă, o climă temperată. Avem vegetație, nu ca la Atena. Da. da? Așa e. Sau ca în alte locuri. E păcat că nu reușim să facem din orașul ăsta un oraș în care să merită să trăiești, să poți să zici, băi, eu sunt din București. Mi-e jenă cu chestia asta, eu sunt din București, mă. Da. Dar cumpără 10 oameni, 10 mașini electrice, merg cu ele și vine Xulescu cu DPF off, când pleacă de la semafor, lasă dâra de fum atât de groasă încât nici nu se ridică. Da. da. Și anulează tot... Nu anulează. Mm -hmm. uh... Uite, eu m-am lovit de discuția asta în de zile. E foarte greu să le spui oamenilor că nu este ok să umble cu mașina care polează. Și de ce? Pentru că o să vezi la comentarii. O să și ne spună, dacă voi vă permiteți uh -huh. mașini electrice, noi ăștia la alții ce facem. Pe, și, și oamenii au dreptate până la un punct. Însă, e o chestie la care poate să ne gândim și să o acceptăm. Cât înseamnă șapte ani din viața ta? Pentru că aia șapte ani pe care noi îi pierdem din cauza poluării vin în primul rând de la particulele fine. Da. Și nu doar de la diesel. De la particulele de la frâne. Și de la frâne, da, corect. Da. Și atunci și anvelope și tot. Deci și fi... tot. Cum facem noi așadar să rezolvăm chestia asta și să și cum cuantificăm dreptul tău să te miști chiar și cu o mașină defectă și dreptul meu la viață și nu doar al meu, și al altora. Da. da. Și atunci. E o discuție complexă. Însă, slavă Domnului că avem legislație. Și dacă Registrul Autoromân, spre exemplu, ar face o campanie în trafic, nu doar pe centură sau pe tot felul de străduțe sau în afara orașului, că n-ai văzut ultima oară un control tehnic în trafic comun între Registrul Autoromân și Poliția Rutieră, în care să se oprească mașinile care scot fum. N-am -am văzut, cred că niciodată. Dar știi, ca să e procedura? Au mașini echipate pentru a testa emisiile în trafic? Asta știu ca -o, laborator da. mobil, scrie pe mașină CTT, dacă nu greșesc, control tehnic în trafic. Da. Împreun și sunt obligați să meargă împreună cu poliția. Poliția poate opri mașinile? Da. Și uh, inginerul de pe mașină îi poate verifica emisiile și poate să constate dacă are sau nu are DPF, da. filtru de particule, și poate să oprească talonul. Da. Câte vreme noi tolerăm la nesfârșit corupția asta la ITP și nu luăm taloanele celor care își scot filtrele de particule, suntem complici. Suntem complici la 7 ori 2 milioane, 14 milioane de ani într-o generație? Da. Cât înseamnă asta în vieți de om? Pentru că. Dacă speranța de viață undeva la 7-7, asta este aproape 10% din viețile noastre, o pierdem. Și atunci se înseamnă că, practic, suntem decimați ca legiunile romane. Da. Noi suntem decimați de poluare. Unul din 10 dispare la fiecare generație pentru că... Și atunci, dacă noi nu avem curajul și onestitatea să privim problema asta în față și să acceptăm la nesfârșit ca dreptul la mobilitate al celor care vor să meargă fără filtru de particule sau care nu și permit o mașină nepoluantă, e mai important decât sănătatea tuturor, da. ne asumăm. Deși avem legislație europeană și legislație locală, avem și metodă, avem tot ce ne trebuie ca să facem chestia asta, doar că lovește în votanți. Când le spui că nu e în regulă să meargă cu fum în spate, știi? Exact. Și atunci o să-i voteze pe care care îi lasă? Care îi lasă să meargă, corect. Lasă-mă să te las și să murim împreună. Da, din, din păcate. Dar nu trebuie neapărat să se facă trecerea la electric brusc. Nu. Da, brusc. De exemplu, GPL-ul poluează mult mai puțin decât un diesel exact. fără particule. De ce nu se încurajează Un în GPL electric? care nu explodează, de preferință. <laughs> Da, bine. Cazul de la grevedia e altă. Nu, nu, nu. nu. Sunt mașini care explodează în parcări și în trafic. Asta știu. Am văzut. Dar sunt destul de puține dacă stai să... Deci, pe, mie, întotdeauna mi-a plăcut să observ chestia asta. Eu, eu am prins ca reporter și recesiunea din 2009, da. 2008-2009. Și am făcut inclusiv niște reportaje de, cu oameni cu Porsche Cayenne și cu toare și cu din astea pe vremea aia care treceau pe GPL. Da, am, am văzut și eu la vremea respectivă. Erau mele și aici trei, urcaie în turboiesuri, toate pe GPL. Nu venea să cred. Da. E bine, cum ar fi ca în 2024 să vedem URUS pe GPL? Ar fi. E un pic mai greu pentru că acum toți au trecut la injecție directă, și injecția directă nu se pupă cu sistemele de GPL, dar mașinile de mai vechi, tot ce nu are injecție directă, Poate fi trecut pe GPL fără probleme. Știi că în Olanda, spre exemplu, își cumpără olandezii ramuri și Forduri, f 150 poate le trec pe GPL. În Belgia, în Olanda, deci merg ei cu tracurile, toate au GPL pe ele. Acum, unii, unii poate încă mai cred că eu sunt, cum să zic, apostolul electrificării. Doamne, Doamne. ferește, cele mai bune scule de grădină pe care le am sunt în pe benzină. <laughs> Am da. încercat pe electric. Da. Am o mașină de tuns pe baterii pe 36 de volți. Mă descurc cu ea. Da. Dar nu taie cum taie pe benzină. Când am da. de tăiat ceva ca lumea, trec pe benzină. Scarificatorul da. la fel. Nu este scarificator electric. Da. Dar mai ales când vine vorba de mașini, am o grămadă de amici care mă întreabă măi, așa sau așa? Și le zic, băi, merge mașina ta actuală? Da. Ești cu reviziile la zi? Mai ține-o. Mai Și ales arăzit. că este o perioadă proastă să cumpere o mașină nouă. Că scalpează toți de nenorociții. 2.0 TDI unde o folosești? faci drumuri lungi e perfectă ține-o acolo TDI-ul pentru drumuri lungi s-a inventat pentru autoban pentru navetă nu pentru oraș da. Folosești o în afara orașului eu nu am nimic împotriva dizelului. ului diesel este o tehnologie foarte bună eu am avut o grămadă de mașini diesel uh, am avut uh, vreo 3 seria trei, toate 3.0 uh, uh, D da. 3.2.0 D da. foarte bune am avut și una <laughs> Da. Foarte, foarte, bună mașină. Da. <coughs> și la drum lung obțineam și consumuri foarte bune. 6, 4, am avut un, am dat, un Volvo V40, 1.9D cu motor de Renault. De Renault, da. Am un prieten care era una de -a. Da. De ce Da. Bine, nu avea ESP. Îți, îți, mureau mâinile pe volan, avea sârmă așa de groasă în volan, că iarna <coughs> făcea reumatism înainte să se încălzească volanul. Dar am iubit mașina aia. Scoteam consumuri de 4 la drum lung cu ea, dacă mergeam economic. 4. Exact. Într-un Megan am fost până în Spania și înapoi 5,5. 1,5 de cei. N-am nicio problemă cu un diesel la drum lung. Dar în oraș, fără filtru de particule, astea sunt moarte. Și atunci da. ai îngrijește mașina și ține Deci, de aia avem nevoie de mașini electrice ha. accesibile pentru cei care nu au atâția bani să treacă la o mașină mai bună. Dar, acum vorbim aici de cultură automobilistică, suntem pasiona pasionați de mașini, dar nu știu dacă ai văzut uh, cam care este proporția uh, de proprietari de mașini versus populație într-o țară cum este, spre exemplu, uh, Singapore. La Singapore sunt alte taxe. Sunt alte taxe. Mașina costă de 3 ori mai mult decât la noi. 11-12%. Deci, unul din 9 are mașina acolo. Da. Îl costă mașina dublu și pe aia mai dă încă 100 de mică ca să poată să o conducă. Da. Euro. Pentru cine? Da. Și eu au făcut chestia asta pentru că și-au dat seama că dacă toată lumea, că își permit, e o țară bogată, da. dacă toată lumea așa mașină, nu vor încăpea toți pe insula aia. Exact. Și au locuri limitate, finite. De... Inclusiv în, în Shanghai când am fost, pe exemplu, îmi spuneau că este o loterie din aia și ieșeau câteva mii de locuri pe an. Da. Dar ce au făcut? Au făcut un transport în comun funcțional. Mi-aș lăsa mașina acasă și electrică, dacă aș putea să mă urc la mine, spre zilul în Corbeanca, că avem cale ferată, în da. în cantonului, să mă urc cu bicla, să mă las în oraș și pe aia să mă duc mai departe la birou cu bicla. Nu, să, nu te lasă, nu te lasă nici în metro cu bicicleta, nici în autobuz. Eu când eram... Ba da, ce fereu te lasă? Ce te lasă? Are, are vagoane în care te lasă cu bicla, din câte știu eu. Sper că nu greșesc. Da. dar, dar eu visez la o lume cum am văzut eu pe afară, da. adică dacă nu trebuie să merg mai mult de 10-15 minute până la o stație de tramvai, metrou, da. Da, tren pentru distanțe medii și pentru distanțe scurte pentru autobuz. Băi, și noi chiar avem infrastructură față de alte țări. Ne plângem noi că nu avem. Noi chiar avem. Problema pe care o avem este că noi ne imaginăm în America aici. Uh -huh. Ceea ce americanii au descoperit deja că este total păcătos. Am văzut de dimineață, înainte să vin aici la interviu, o, o, o poză comparativă între Barcelona și Atlanta. Aceeași populație. Da. Dacă te uiți la densitate, cum e Barcelona? Da. Și cum e Atlanta? Da. Atlanta este un oraș care nu prea are centru, este foarte răsfierat, toată lumea depinde de mașină. În America, dacă nu ai parcare la business, nu vine nimeni, că nu are cum să ajungă la tine, la magazin sau da. la orice. Da. Iar Barcelona este un oraș pe care poți să mergi pe jos. Barcelona are comunitate, este vie, este, are, ai totul la, la, îndemână. Este aglomerat, are și problemele ei. Da. Dar cu siguranță este un oraș pentru oameni, nu pentru mașini, în primul rând. La fel, dacă te uiți la noi, noi avem bulevard de larg. o ce puțin, mie, mie maghiarul ăla mi se pare că nu da, noi, noi 5... benzi pe sens, da. What the heck? Adică, aia nu e autostradă. Acolo trebuie să fie maxim două benzi pe sens și restul să fie zonă pietonală. Unde e pista de biciclete de pe Magheru? Nu cred că e, nu este. Poți să faci un jogging pe acolo? Poți. Da, un pic, dar trebuie să te opri la fiecare să mă foarte, tot oprești. Deci, asta spun. Cum faci să mergi pe jos, cum faci să mergi cu bicicleta, cum faci să mergi or, oricum altfel decât cu mașina dacă ai treabă. Da. Și dacă vom tot adăuga parcări, nu vor rezolva nimic. i am mai spus chestia asta și o să o zic la nesfârșit. Când a fost opresc cu primar general, L-a chemat pe arhitectul șef al Londrei, la București, să-l ajute să rezolve problema parcărilor. Știi ce a zis el? A, a venit, a avut o prezentare la a, Cercul Militar Național și a zis, zice, opriți-vă din a mai construi infrastructură rutieră nouă. Uh -huh. Scoateți mașinile de pe trotuare, trotuarele sunt pentru mame cu copii cu căruți, oameni care merg pe jos, oameni cu mobilitate redusă, trotuarele sunt pentru oameni. Scoateți mașinile de pe trotuare. Au mai durat 15 mai ani și nici acum trotuarele nu sunt eliberate. Asta a fost prima chestie pe care a spus-o, nu mai faceți infrastructură nouă pentru că este imposibil să oferi atât de multă infra infrastructură, adică drumuri și parcări cât vor folosi oamenii după ce le-ai făcut, mai ales într-un oraș, pentru că ai densitate. Da. Câte vreme ai densitate, când apar drum, parcare suplimentară, o să ia mașini instant. Uh -huh. Că dacă tu vezi că poți, că orașul se mișcă și că este da. loc, exact. o să-ți iei. Da. Și atunci nu, nu vei putea satura niciodată într-un oraș condensat, într-un oraș dens nevoie de infrastructură. Opriți, azi, opriți investițiile. Uite-te la Londra. Vezi prea multe pasaje, tuneluri pe acolo pentru trafic rutier? Uh -uh. Au limitat accesul mașinilor în oraș. Le taxează și acum au năsprit iarăși legislația de circ acolo cu scanarea numerelor. Pentru că orașul trebuie să fie în primul rând pentru oameni. Da. Dacă nu redăm orașele oamenilor, dar din nou, cine e primul care se dă jos din mașină? Pentru că, dacă te uiți în prejur, suntem câte unul în mașină, fiecare cu umbrela pe roți, știi? Da, umbrela cu patru așa roți. Așa. Deci, pe de altă parte, eu am, am făcut un experiment și am încercat să aveam un zbor la o lansare de mașină. Și m-am gândit eu, hai mă, să iau mijloacele de transport în comun. Și am de unde stau eu de la din Chiajna. am încercat să iau autobuz, pe aia am încercat să iau metrou, pe aia okay. era autobuz. Am făcut 2 ore și 20 de minute. Fantastic. 2 ore și 20 și nu era aglomerat. Nu era într-o, da, aglomerat. Cât timp am așteptat după primul autobuz? După aia du și schimbă cu metrou. După aia du și schimbă metrou la Victorii. După aia ieși Cred că am ieșit la victorie, așteaptă autobuzul, am așteptat autobuzul să vină să mă ducă până la aeroport, 37 de minute până să vină un... Nu e. E inuman. E inuman, da. da nu deci poți a... să stai, nu poți să-i spui omului, du-te. Tocmai da. de aia, nu, nu sunt eu cel care să le spun asta oamenilor, pentru că și eu fac chestia asta, și eu vin cu da. mașina în oraș. Deci de aia, câte vreme nu, dar e și o chestiune de asumare. Ai adus ce s-a întâmplat când a încercat Gabriela fieră, să fac o bandă pentru autobuze pe un bulevard cu trei benzi. Da și să blocheze o bandă pentru autobuz. Da. Din trei benzi, măcar una. Cred că pe Iuliu Maniu a încercat să facă, dacă nu. Și pe Iul... uh, a încercat pe bucata aia de la, de la Băneasa, când vii. De la Băneasa, De da. pe șosea bucurești Ploiești când da. vii spre Miorița. Da. Da, o știu, da. Imi și circ. Da. Și acum, e ușor să zici de rău de orice primar, dar aia, aia erau era o chestie care te ținută cu dinții de aia. Uh -huh. Și nu doar aia. Și mai sunt chestii pe care trebuie să le facem și să ne împăcăm cu ele. Cum ar fi că nu avem ce căuta pe linia de tramvai. Da. Ca tramvaiul ăla să poată să meargă și să fie opțiunea mai rapidă. Uite-te cât de, cât de mult a schimbat, pe exemplu, naveta uh, metroul ușor, da? Da. Uh, 41, linia 41. Și asta e meritul lui Băsescu, pe mine când era primar. Da, chiar am avut o discuție cu cineva pe, pe tema asta. Acum. Da, metroul ușor metro ușor, după care iarăși metroul din drumul taberei, care a transformat iarăși cartierul ăla. Adică orice metodă de, de soluție de mobilitate urbană pentru mulți pe care o introducem, e mai bună pentru noi toți. Cultura automobilistică se transformă, plăcerea de a conduce nu mai e aici. Nu încăpem toți. În oraș e niciun caz, nu e nicio plăcere în a conduce. Eu, eu când am văzut sloganul de la BMW, că sunt fan al mărcii, cu plăcerea de a conduce, am zis, unde? Da. Adică, da, da, dacă mergem toți și ne facem cursul cu Claudiu David, ne mergem la M-Performance, acolo ne dăm pe circuit, acolo da. Dar de ce să-mi iau model performance sau M ca să stau da. bar la bară? Și asta adică, cultura automobilistică, nu suntem o națiune destul de tânără ca națiune și, și noi ca, suntem prima generație care își permite cu adevărat un stil de viață suficient de abundant. Întotdeauna se poate mai bine, dar noi trăim vieți mult mai bune decât părinții noștri și da. ne dorim din ce în ce mai mult. Și e normal să uh, ne luăm ce ne dorim. Da. Problema este cum facem ca acest confort pe care noi ne-l dorim pentru fiecare dintre noi să nu distrugă binele comun. Că până la urmă fiecare are dreptul să facă ce vrea cu banii lui și cu timpul lui. Da. Dar noi trăim în comunitate, trăim în comun. Că de-aia stai în oraș. Că dacă tu vrei să te dai tare cu urus pe, la tine pe la ferma ta din munți, e ok, nu deranjezi pe nimeni. Să dacă tu vrei să forjezi motorul la cu toba aia spartă, oriunde altundeva decât pe calea victoriei ar fi ideal. <laughs> să pe decebal. Și cum convingem noi pe Xulescu care și-a luat un pasat la mâna a doua, care are doi copii pe care trebuie să-i ducă la școală și plo da, să nu-i ducă cu mașina. El, hai să zicem că stă într-un cartier al Bucureștiului, se ducă un, nu foarte mult, până la muncă, duce și soția, duce doi copii. Cum îi, cum îi împarți pe toți în mijloacele de transport în comun? Și mai e o chestie. Um, ai laptop, telefon la tine, bani, portofel, chei, să stai toată ziua. Eu când merg în mijloacele de transport în comun, mai puțin cu metrou, că mai merg din când în când, mai merg cu autobuzul, dar cu metrou îmi place. Când sunt în autobuz, eu cam țin de de geanta mea, adică nu okay. stau cu ochii în stânga și în dreapta, cam țin de, de ghiozdan, nu, nu mă duc chiar așa relaxat, pot okay. să mor de cald fără probleme, să transpir, să... Și după aia la fel, dacă ai o întâlnire și vii transpirat la întâlnire, cum poți să-l convingi tu pe Xulescu să nu să ia autobuzul când el vine transpirat, dar na, eu am un telefon personal, unul de muncă, laptop, camere, chestii, cabluri, whatever, sunt niște bani acolo, cum? Mă convingi tu pe mine da, să nu... Mă... Nu e treaba mea să te conving, nici nu am de gând. Nu, 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 să, nu zic eu, așa. eu nu sunt un exemplu pentru asta. Da. Eu, nici eu, eu nici eu. Dar... Deci singura soluție pe care eu o am la trafic este aia chestia pe două roți pe care o aveți acolo. Da. În zilele în care este foarte aglomerat, mor pe ea. Eu am norocul că mi-am organizat viața în așa fel încât da. eu iau dn 1 de la Corbeanca da. și mi-am făcut studiu în Băneasă. Da. Am ieșit din București, șoseaua București Plăști, fac stânga pe aerogări, am ajuns. Da. Să știi că nici eu nu, 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 intru în București decât dacă am mașini de dus sau de luat. Că în rest de filmat le filmez în afara Bucureștiului, Dar de stat sau în afara Bucureștiului. Nu. e treaba noastră să stăm aici, să le spunem oamenilor cum să-și organizeze viețile. Cred că până la urmă nevoia ne învață pe toți. Da. Pe mine nevoia m-a învățat. Eu, eu merg pe două și pe trei roți, că am avut și un pe trei urban multă vreme, da. de prin 2007. Deci am de da. vreo 16 ani. Da. Și uh, multă vreme nici am avut mașină. Da. Mergeam cu Vespa aia prin București. Când aveam nevoie să mă duceam dimineața la, la emisiune la TV, că nu venea întotdeauna taxiu. Uh -huh. De-aia mi-am luat pe oră Vespa, că nu veneau taxiul pe vremea aia și nu era Uber. Da. Și dacă era o zi mai rece sau era, se întâmpla ceva, o extorsiune într-un degajament că a pluat afară, da. Mă urcam pe aia și mă duceam. Aveam inclusiv un short în față și mi-am găsit o soluție. Pentru că, de ce? Pe Calea Victoriei, eu, eu când stăteam acolo, nu era stație. Cea mai apropiată stație era la Romana. Uh -huh. Trebuia să merg un sfert de oră până acolo și de acolo trebuia să schimb de două ori și lua mai puțin pe jos. Da. Și atunci, anyway. Deci, cred că toți trebuie să ne găsim soluțiile, să hecărim cumva traficul. Um, dar nu. Lucrul pentru care totuși aș insista este să nu fim naivi. În momentul în care alegem să stăm în mașină, să, să facem naveta cu mașina, pentru că avem laptop, acte, chei, portofel, ne e frică de autobuz pe bună dreptate, da. sau pentru că e vremea rea, sau pentru că avem copii de dus la școală și nu vrem uh, să, facă, să pățească cum am pățit noi în copilărie, că și eu în autobuz, că mă duceam la liceu și, și mie mi s a furat banii din muzunar. Și probabil că de aia mă gândesc acum să nu pun copilul în această situație. Bine, dacă aș avea autobuz, poate că aș pune, dar nu încă că e fată, iarăși mă gândesc, sunt stresat. Da. Și atunci nu poți să, să judeci pentru nimeni. Fiecare trebuie să gândească pentru el și să vadă, băi, cum fac chestia asta. Dar dacă sunt în mașină și stau deja în trafic mai mult de jumătate de oră one-way, cred că trebuie să încep să mă gândesc la alternative. Dar Sau poate nu? Poate că în mașină tu îți asculti podcasturile, cărțile, că mai nu și chestia asta a făcut trafic, traficul mai suportabil. Și eu fac, da, și eu fac asta. Podcasturi toată ziua, da. Eu venind acum în spre pe exemplu, mai aveam un pic să ajung la zi pe un podcast de AI pe care îl ascultăm acum, știi? Deci, pe de-o parte, și așa și s-a făcut traficul mai suportabil, dar există o statistică care spune că în momentul în care stai în mașină mai mult de 20 de minute în fiecare zi, one way, un, un sens, chestia începe să spună probleme de sănătate. Da. Și de deprimare, și de stres, dar și fizice. Statul pe scaun este nesănătos. Și o să, o să observi, uite, dacă cei care ne urmăresc să testeze asta pe ei, să vadă cum li se, schimbă starea, li se schimbă starea după 20 de minute în mașină. Dacă drumul pe care l-au de făcut e mai scurt de 20 de minute, nu ți se schimbă starea până la destinație. Dacă a trecut de 20 de minute, deja ești intri în starea de... Da, așa. Da, chiar dacă asculți chestia aia, știi? Și după care mai vin și alte probleme. Pe măsură ce treci de 20 de minute, începi să intri pe deficit de atenție. Te plictisești, începi să asculți chestii. Există niște studii iarăși care spun că inclusiv podcasturile și audiobook-urile și toate chestiile astea sau radio îți iau între 5 și 15% din atenție. În atenția de la drum. Da. O să zici, da, dar oricum, la cât de plictisitor e traficul, conduc cu doi neuroni. Până când îți trebuie toți neuronii. Da. Până doi. Și atunci, noi când suntem la volan, trebuie să, fim, trebuie să fim acolo. Și asta devine foarte greu când stai foarte mult timp în mașină. Da. Pentru că îți pierzi răbdarea, îți pierzi atenția, apare frustrarea, enervarea. Și uh, cel puțin sunt anumite perioade în an în care mă uit... Eu am și magnet. Știi că eu fiind jurnalist, eu am, eu am magnet la chestia asta. Nimeresc tot timpul pe lângă un accident. Uh -huh. Eu văd foarte multe accidente în continuare. Nu știu poate ce, ceva ciudat, nu știu, că ori sunt foarte multe ori le prind eu pe toate. Da. Dar văd în anumite perioade oameni care fac chestii din atenție, din grabă, din agitație, din nervi. Da. Eram pe DN1 recent. Mamă, și asta a luat traficul un într-un Clio simbol. Mai ții minte Clio Symbol? Colțin, se da, îl țin, da. Colțin, da. Păi, ne îi dădea băiatul ăla. Vom, 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 vom. Și după ce a făcut de câteva ori chestia asta, i-a sunat telefonul. L-am văzut că a luat telefonul și de trei trecut pe lângă mine. Sper că nu era drogat. și, a, luat bordura de pe margine. Aha. A sărit mașina în aer, s-a trântit-o, a sărit praf din ea, scântei. O situație similară pe Chiselef, iarăși cu cineva care așa, bam, mamă, mamă, Adică ajuns să te frustrezi și nu toată lumea are răbdare nu suntem toți făcuți să fim șoferi, pentru că condusul este total nenatural. Da. Și atunci, oricât de mult ne plac nouă mașinile și ce ne imaginăm noi despre libertatea de a conduce, plăcerea de a conduce, imp impresiile pe care le aducem pentru ceilalți, trebuie să ne amintim că până la urmă e vorba de a te muta din punctul A în punctul B. În cele din urmă trebuie să-ți amintești că ți-ai luat un mijloc de transport ca să te ducă din punctul A în punctul B. Diferența între cineva care merge cu o mașină de 10.000, 20.000 de la punctul A la punctul B și cineva care merge cu o mașină de 60, 80, 100.000 de mii, este că al doilea va avea rate mai mari. Da. Și va munci mai mult. Nu? Că până la urmă toți plătim cu timp. Pe ce că plătești în trafic, de ce să plătești și prin muncă pentru mașina aia? Așa, nu trebuie să fie un cost care te ruinează, să zicem. Că mulți își cumpără mașini mai scumpe decât își permit. Tu ești și pasionat de tehnologie, evident. Dacă ar fi să ne spui câteva din elementele tehnologice care au ajuns în mașini care îți plac, de exemplu partea de entertainment, Apple CarPlay, partea de siguranță, frânarea autonomă, mersul, semi-autonom sau autonom, toți senzorii, ce îți place să găsești într-o mașină? Luci să știi că îmi plac toate. Toate? Îmi plac toate și mi se par binevenite. Absolut toate. Mă bucur foarte mult că trăiesc într-o uniune europeană unde regulile îi obligă, inclusiv pe cei care vând mașini ieftine, să pună radar pentru frânare de urgență. Da. Puțină lume știe că tamponările au scăzut dramatic de când s-au pus radarele alea. Asta scade daunalitatea, dar scade și foarte multe accidente în alea stupide cu um, cervicală, Știi, da, cu, NAS da, cu NAS part. NAS part, da. multe probleme de genul ăsta. Am deci, adus aminte ce revoluție a fost când e obligată pe cei de la Dacia să pună ABS. Da. Primul Logan cu ABS, după care cu SP, Deci ABS, -ul, SP, ul frânarea de urgență, de toate sistemele moderne astea de siguranță mi se pare extrem de valoroase. Cele mai valoroase lucruri evident care vin, care încep să fie aici și eu trăiesc cu ele și mă bucur în fiecare zi, este partea, într-adevăr, de infotainment, facă un, însă un efort conștient să nu mă las distras de ea. Corect. Și tocmai de aceea apreciez foarte mult ce au reușit să facă și Google și Apple cu uh, sistemele lor de auto. Android Auto și cu CarPlay sunt foarte bune la capitolul ăsta, deși și ele încep să abuzeze de atenția șoferului, mm -hmm. pentru că toată lumea vrea să-și bage aplicația acolo, da. în ecosistem. Când, de fapt, cel mai sănătos lucru pe care poți să-l faci în mașină E să-ți să pui telefonul pe airplane mode. Dacă ai te să faci chestia asta, ar fi magic. Da. Dar nimeni nu face, nici eu nu nimeni, fac. da. Și atunci, măcar pe Duna Disturb, mm -hmm. eu mi-am activat un Duna Disturb când sunt la volan, mi se activează automat pe iPhone, poți să îi pui când te Da, miști. focus mode, da, de auto, da. I'm driving. Mm -hmm. uh, sunt o grămadă de tehnologie, inclusiv uh, scooterul are, dar mai ecran. Mm -hmm. Și văd că de fiecare dată când am ecran, îmi distrag atenția. Și e important să ne amintim că încă nu putem avea încredere în sistemele de conducere autonomă. Chiar dacă și ăsta are ABS Pro de nu știu care. Da. Că simt că nu pierde aderența, că e gripic și așa mai departe. La fel la mașină, ce ziceam mai devreme de anvelopele de pe Y, compensează controlul stabilității. Da. Apoi sistemele de conducere autonomă, oamenii nu-și dau seama cât de mult contează două chestii la drum lung. Unu, absența zgomotului și vibrațiilor de la motorul termic. Cu una dintre chestii care mie îmi plac cel mai mult la mașina electrică este absența zgomotului în caroserie. Da. Nici, nici măcar sclasul nu, sau Rolls-ul n-au scăpat complet de vibrație de la motor. Nu poți. N-ai cum, da. N-ai cum să o e, la electrică nu există. Și atunci nu ai vibrația mai ales la diesel cel puțin, <laughs> basul este, da, da, da. să spui, mega sabu fără mașină ca să auzi. Tu să acoperi basul motorului. Și după aceea vine partea de infotainment, unde în momentul în care ai o electrică, inclusiv una ieftină, eu am, avut, am avut un moment din ăsta de wow, când eram într-un BYD, cred că ăla e ieftin, nu știu dacă e dolphin nu? care era, e pe taxi în, 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 în China. Uh -huh. Deci în 2019 toate taxiurile erau electrice deja în marile orașe din China și în Shanghai am mers cu un BYD pe taxi. Da. ne urcat noi în mașină, părea un fel de logan mai ieftin. Uhum. Dar în momentul în care a plecat de pe loc și a plecat pe electric și era complet liniște în el, am zis, bă, asta se simte premium. <laughs> Absența zgomotului. Da. După care un pic de muzică în mașină, îți dai seama, în electrică, prima chestie care ți-o dai seama când orice mașină este că se aud mai clar vocile de pe audio, bucuri, podcasturi, dar și muzica, vocile de la radio și toate chestiile astea. Sonorizarea pare dintr-o dată premium, doar pentru că nu ai vibrațiile alea. Um, în cazul celor de la Tesla, ce am apreciat este că ori e nebunia lui Elon, orice au înțeles, e că trebuie neapărat să le dea clienților premium un sistem de sunet bun. Da. Dar peste ce face Tesla este ce face Lucid. Lucid are un sistem audio la interior în Lucid Air. Băi, nene, n-ai auzit așa ceva. Cred că e cel mai bun sistem audio dintr-o mașină din lume. Așteptăm și noi să vedem cum este. Chiar să... Eu n-am reușit să conduc, am reușit să o testez doar static. Da, dar orice mașină electrică, practic, dintr-o dată se aude mult mai bine. După care partea asta de conectivitate, toate update-urile de soft care vin, o grămadă de funcții. Deci, eu când, când, spre exemplu, să aștept câteva luni de zile să pot să-mi controlez mașina cu, cu, telefonul. Că nu, nu mi-o adăugau pe cont, după care mergeam doar cu cartela. După care am început să fac mai multe chestii și pe parcursul ultimilor 5 ani de când tot merg, tot vin update-uri, Aceeași mașină plecată din fabrică, aceeași tehnologie, primește tot felul de funcții în plus. Camerele pe mașină le pot vedea și eu. Partea de securitate, de alarmă, de, de aplicații de muzică, jocurile din mașină și toate chestiile astea care par în plus. Da. Puțin câte puțin, fiecare dintre chestiile astea îți fac călătoria mai, mai ușoară, mai relaxantă, mai, mai plăcută și în cele din urmă nu e vorba doar despre tine că, spre exemplu, un, un studiu de pe la Europa FM, mi se pare, spunea că uh, în mașină uh, decizia pentru ce se ascultă e, e, e la femeie. Da. Scaunul din dreapta. Așa e. Da? Și atunci cont, ajunge să conteze și chestia asta. Ei bine, uh, după ani de zile în care noi evitam să mai facem drumuri mai lungi de 400 de kilometri cu mașina din cauza traficului din țară, am reînceput să mergem cu mașina. Am mai, mai apărut și autostrăzi, pe aici, pe acolo. Uh -huh. Soției mele a ajuns să-i placă faptul că noi trebuie să ne oprim să încărcăm mașina și avem pauză. Da, te mai dezmorțești, da, mai mănânci, mai bei o cafetă. Da, dar e un alt stil de viață. Sunt oameni care vor să meargă ghiulea, cap-coadă. Da, da. Am făcut și o chestia asta când eram foarte tânăr și nu mai vreau. Dar nu judec. Dacă cineva vrea să facă 2000 de kilometri într-o dată, se poate. Am făcut-o și eu. Da. Am făcut un pic de microslip la un moment dat, când ne să zărat soarele, n-aș mai face a doua oară. Dar acum, de când mergem așa, parcă ne revine plăcerea de a călători cu mașina. E silențioasă, este mai confortabilă, pasagerii sunt mai liniștiți și șoferul da. este mai relaxat. Șoferul ajunge mai odihnit la destinație. Nu ajung extenuat la destinație într-o mașină care e mai silențioasă, are muzică, se aude bine și. Volanul ține singur bandă. Da. Trebuie să fiu și eu acolo. Evident. Dar îmi ia din lățimea de bandă, din procesor, știi? Da. Nu merg cu procesorul tot timpul stresat. Că nu trebuie să fie mult stres. Ți-am zis să ai doi neuroni? Da, da. Dacă da. măcar unul dintre ei se poate odihni pe rând, ajungi mai odihnit la destinație. Noi subestimăm cât de mult obosim mental conducând. Chiar este obosit? Pe lângă, pe pe lângă faptul că rămâi așa în, în, țep, în de acolo, în scap. Da. M am făcut și eu multe drumuri cu multe mașini, pilot automat adaptiv, păstrează distanța, ține banda și practic nu trebuie să țin deloc picioarele pe pedale, exact. doar mâna pe volan și doar așa să țin contrapresiune ca să simtă mașina și am ajuns mult mai odihnit la, la destinație. Care ți-a plăcut cel mai mult la capitolul ăsta? Sunt multe, Hyundai, Kia, sunt Sineune. care au, sisteme, da, care au sisteme foarte bune, BMW, are știi, știi care a fost prima companie care a introdus ștau ăsta pentru aglomerație? Nu. Audi. Audi, Audi a avut pe un A6 fix un sistem care să -ți țină banda în trafic. Da. Și să accelereze, să frâneze față de mașina din față. Acum nu știu câți ani. Adică, inovația asta vine pas cu pas și face condusul mai sigur. Pe termen lung, noi nu vom mai avea accidente cu mașini. Da. Asta este mare lucru pentru că se moare încă nu foarte mult pe străzi. Din păcate. Cei drept, unii vor fi tentați să ia telefonul în mână, gen să stea cu mâna pe volan și să stea cu telefonul, să nu fie atenți la drum. Unii... Am zis să nu generalizez. Am zis să nu generalizez. Majoritatea, să zicem. Da. da. Uh, îți pare rău că nu are test la Apple CarPlay și Android da. Auto? Da? da? mi aș plăcut. Ți-ar fi plăcut. Pe de-o parte mi-ar plăcut, pe, pe de-altă parte nu. Adică, infotainment-ul din mașină e bun, navigația da. e bună că e conectată, deci are tot ce trebuie. Parcă mi-ar plăcea un CarPlay. Uh -huh. Am reușit să fac Android Auto, totuși, printr-o șmechirie, într-un printr tunel, printr-un proxy. Practic, ea un browser. Da. Dacă o leg la hotspotul telefonului, îi o păcălesc că are un Android Auto în browser și merge foarte bine și am, aveam Waze așa. Da. Mai știu pe cineva de folosește această metodă și am rămas uimit ce a pus telefonul pe wireless charger și după aia a apărut, mi-a intrat în browser și a apărut Android Auto și eram ce se întâmplă. Dar după aia mi-am pus aminte că nu mă grăbesc. Mhm. Uh -huh. Adică sunt puține momente în care mă mai grăbesc și mă grăbesc mai puțin. Da. Deși pe parcursul anilor am, am și stilul ăsta de viață de jurnalist tot timpul grăbit undeva, încerc să mă domolesc și să nu mai... Uite, spre exemplu, eu în M5 nu am dus niciodată la Vmax. Era 305 km la Vmax. Mi-a mi fost frică de ea. Dar de atunci, de la mașina aia, eu n-am mai dus nicio mașină la V40. L-am dus. Da. Chiar dacă n-avea ISP, am dat 225 prin dea, uh -huh. la un moment dat. Nu spunem în ce țară. Era o țară unde era legal. Da. Așa. Dar la Tesla, iar n-am simțit nevoia să o, să o duc la plană, deși e lucru știut că dacă vrei să dai plană, poți să-i dai, dar o să, se, o să se topească mult mai repede bateria. bateria da. Și crezi că... Dacă vom avea electrice, ne va domoli oarecum nevoia de a merge tare? Da, dar nu din motive la care te gândești. Um, uite, pe exemplu, am tot felul de amici cunoscuți care mă întreabă ce mașină să șem în continuare. Știți da. că eu, când am început cu blogul, mă întrebam cu mulți oameni ce mașină să-mi iau și da. i-am învățat cum să ia mașini din Germania. Și Încă mai, mai, încă mai consiliez oameni pentru mașini, doar că între timp am învățat o lecție importantă. Întreabă-l pe omul la ce își dorește înainte de orice, pentru că deja bă, îi spui tu ce îi se potrivește. Oamenii vor ceea ce le place. Da. Și sunt de vorbă cu cineva recent, îmi spunea, uite, m-am hotărât și eu să trec pe electrică. Ce îmi recomand? Și zic, mă, zim la ce o să o folosești. Sau zim ce ți place. Și ce pe păi, mă, voiam să-mi iau performance. <laughs> dar ce vrei să faci cu ea? Păi, așa, așa, așa. Și zic, uite, tu poți să-ți ce ți place, dar dacă vrei să meu, ți-l dau. Nu uh -huh. și condu un dual motor, și pe aia când un performance. Și o să vezi că te saturi foarte repede de performance. Doar că după ce te plictisești, o să treci cu suspensiile alea dure, cu jantele mai mari, cu alte probleme, cu alte costuri, cu alte stresuri. Autonomie mai mică. Autonomie un pic mai mică, dar disconfortul mai ales. Da. Iați un dual motor cu jantele pe 19. Da. Păi și m-a ascultat. E una din rarele ocazii în care un om, că sunt convins că știi, ești întrebat. Da. Întreabă, și, și după aceea i-a venit mașina și zice am făcut bine. Adică, de ce cred chestia asta? Inclusiv oamenii care conduc pled mașini de 1000 de cai, în paranteză fie spus, mie, eu cred că mașina ar să fie ilegală dacă <laughs> nu faci un curs suplimentar. Nu râde, eu, eu chiar cred chestia asta. Am, am condus-o și eu, e ireală, da. Am condus și eu pled, da. Ma mașina este arma albă. Da. Bine că o treci pe cil și atunci. Iată. Și atunci, oamenii care au mașini foarte puternice, o să descoperi că le conduc foarte chill. Da. Și cred că, din nou, este o chestiune de, 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 decizie. Dacă tu ești multimilionar și vrei o mașină de 1000 de cai, do it. Dar dacă toți banii tăi sunt 80 de mii, 120 de mii, 250 de mii, să-ți o mașină care merge foarte tare, unde o să o conduci așa? Și descoper ca mine, spre exemplu, că eu ani de zile n-am știut ce putere are Tesla. Trebuie să învăț chestia asta că tot mă întreabă oamenii. 350 da. de cai. Dar ea, în realitate, sprintează mai repede ca M5, care da. are 500, curați aspirații. Da. Pentru că sunt electrici. Dar eu nu conduc niciodată cu pedala la podea asta. Nu-i nu dau kick down. Da. să o... Inclusiv să joci și să faci. O dai în chill, mergi mai a... Și nu pentru că aș vrea să merg economice, pentru că pur și simplu nu mai simt nevoie. Să te mai grăbești când știi că ai suficientă putere. Da. Și prima oară am avut senzația asta într-un Mercedes E500. la pătrățos. Uh, w, nu mai știu cât era. Pătrățos, vechi sau ăsta cu două faruri duble? Cu... Uh, ăla cu două faruri duble. Da, uh, W212, ăsta e. Da, știi mai da. bine, niciodată nu le-am știut pe astea. Și mie mi-e greu să le țin minte, dar... dacă când am condus uh, E500 pe vremea aia era, cred că V8, da, dacă nu greșesc. Da. De 5 litri. Da. Pe vremea aia, indicațiile alea chiar erau reale, nu erau pe ca acum. Da. <laughs> Mașina era tot timpul în relanti. Și mi-am dat o seama, bă, ce înseamnă să ai mașină puternică. E tot timpul la relanti. Mm -hmm. deci, așa, știi... Asta e senzația din electrică. Ne auzi motorul și tot timpul ai puterea instantă și este liniște. Știi că puterea acolo, și te liniștești. Da. Ești mult mai relaxat. Și uh, recomand oricui să încerce să conducă mașina pe care și-o dorește înainte să o comande și să încerce cumva să o închirieze, dacă poate, o săptămână. Uh -huh. Îți dai seama după o săptămână, îți dai seama dacă poți să treci sau nu cu ea așa. Cel mai mult dintre noi ne luăm mașini din ce ne, ni se pare. Da. Dar uite, un selling point la Tesla, timpul 0 puterea mereu s-a da. mers pe chestia asta. Marketing. Și după aceea vine Gigi care conduce mașină pe benzină în secțiunea de comentarii și spune, păi de ce să-ți iei, nu știu, Renault Megane Electric care are 220 de cai, când la banii ăștia poți iei model 3 care are 300. Sau Dar ce? Gigi are dreptate. Eu am condus Megane e tech Da. E o mașină ok pentru cei doi din față, da. Dar nu s a folosit niciodată la capacitatea... Niciodată. Da. Nici măcar cu ea 220 de cai putere... Dar nu mai să... e megane la e-tech? Nu știu, e vreo 35, cam așa, unul dotat binișor așa. Da, tot Model 3 este varianta mai bună. Da, dar eu am întâlnit oameni care n-au vrut să-și ia Model 3 pentru că li se pare prea mare. Și pentru nevoile lor, okay. mașina e prea mare și au ales Meganul. Dar e chiar e mai mic Meganul e -Tech? Nu mi se pare păi mult Me mai mică. Meganul e e mai mic decât Golf. Mm, mai mic. Ba, cam acolo, da. Dar nici 3 nu e chiar așa mare. Ia Întotdeauna, deci e foarte ciudat, eu, eu am trăit cu treiul. Da. Bă, după vreo doi ani așa, mă uitam așa la ea și ziceam păi asta e mașina mea că arată foarte ciudat dacă tu de aproape la ea. Uh -huh. De departe, de, de aproape, așa, are niște unghiuri foarte ciudate, adică ce-a făcut uh, Holzhausen la design acolo e la limita aia dintre geniu și ciudat. Da. Formele alea și felul distribuția volumelor și toate chestiile astea, mașina aia la interior este aproape la fel de spațioasă ca un S, deși da. mai mică. Da. Așa este. Spațiul în Tesla e enorm. Și, la și spațiul interior și la porbagaj tot. Au reușit și au făcut și, și, și să franco. Vezi, să vezi în Lucid cum e. Și e mai, mai, mai da. bine. Lucid, am înțeles că e mare, limuzine, e limuzine. mai mare ca S-ul, ca model S. Este, da. E mai mare. Că... Păi tipul care a făcut Lucid a fost designerul inițial de la proiect, cum i-au spus ei, uh, Northstar, sau nu știu cum i-au spus uh, inițial la Model S. Da, nu știu dacă Northstar, dar pe acolo, da. Înțeleg. Nu mai știu, dar Aveam numai cu Star ceva, mi se da. pare. Da, ceva cu Star, dar nu mai... Um, am tot văzut concepte, mașina Sony, mașina Huawei, da, da, da. se tot zvonește de mașina Apple. Dacă ar face un producător din ăsta de IT sau de tehnologie, cum vrei să-i spui, o mașină, ai schimbat Tesla pe un Apple Car, un Huawei Car, un Sony Car? Bună întrebare. Acum. A Am mai de vorbă cu oameni din, din zona de tech. Da. Și chiar dacă eu sunt fan BMW de atâția ani, dintotdeauna, îmi plac și mercedes uri Am avut și Honda, am avut și Volvo. Nu discriminez. Știi, știi tu. Da. Până la urmă, te mai și plictisești, ai vrea să încerci altceva. Corect. Cea mai mare problemă pe care am în momentul ăsta este că eu încep să mă plictisesc de model Y dar n-am cu ce să o schimb de adevăratele, <laughs> decât dacă dublezi prețul. Uh -huh. Adică trebuie să sar de la 60 de mii la un lucider care da. e cel mai ieftin la Air Pure, e 85 de mii. Și poți să-l aduci în România dacă poți. Poți. Doar că o te legi la cap cu da. probleme. Dar îl vând și în Germania dacă nu greșesc. Că... L-am văzut eu chiar în, în Olanda, l-am văzut la vânzare și cred că am văzut și în Germania. Da, da. Deci dacă are conector CCS e o soluție bună da. sau Type 2. Da. Ei, dar, dintr o perspectivă tehnologică, că vremea noi mai devreme de avansul chinezilor, întrebarea este ce este o mașină. Că ce este o mașină se transformă. Chinezii vin atât de tare din urmă că în sfârșit nu mai pot fi ținuți la ușă cu Euro Euro 4, Euro 5, Euro 6 cu normele de emisii uh -huh. inventate la Bruxelles ca să țină competiția la margine. Da. Deci de aia. Pentru că în esență o mașină electrică este un skateboard cu bateria între două punți și cât un motor pe punte sau eventual dacă îți dispus să plătești cât un motor pe roată. Pe roată, da. Chinezii au învățat chestia asta. Și nu mai e cum să-i oprești, pentru că, la fel cum au făcut, spre exemplu, Huawei-ul pe 5G, când au văzut că nu au acces pe 4G, cu acum avea toate patentele, uh -huh. s-au concentrat pe 5G. Și au plecat atât de departe pe 5G, încât nici acum nu, nu i-au ajuns restul din urmă, deși le-au pus boicot. Da. E bine, noi, europenii și cu americanii, le-am pus atât de multă talpă chinezilor la mașini, încât au zis, A, da, bine, noi ce pe electrice. Uh -huh. Și vă prindem din urmă acolo. Și ce s-a întâmplat cu 5G-ul la Huawei se întâmplă acum pe automobile. De-aia mi e teamă că băieții ăia din Pădurea Neagră, uh, care se întâlnesc ei acolo la castel în Păvânătoare și în partea piața auto, da. Și fie că eu, 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 chiar cred în conspirația asta. O să se înțeleagă între ei, să blocheze companiile chineze, o să le găsească un motiv. Da. Ceva de securitate, că sună acasă, că nu sunt sigure, că uite, a explodat una la încărcător. O să da. găsească ei ceva. Da. Pentru că, pur și simplu, industria europeană s-a concentrat atât de mult să facă un diesel și mai sofisticat ca să te, te scalpeze la serviciu. Da. Uite, dacă tot merge pe teoria conspirației, ai observat că BMW, Mercedes și Audi nu lansează mașini în aceeași clasă în același an? Da, în diferiți. Da. Totdeauna? Întotdeauna. Da. Coincidență? Da, eu am observat de 20 asta. de ani? De 20 de ani, tot, da, mă uitam. A apărut uh, seria 3 e în 2002, seria 5 în 2003 și Audi A4 în 2004. Fix așa și după aceea 2009, 2010, 2011, tot, uh, da. Deci băieții ăștia și-au împărțit piața și cred că ei sunt stăpâni la nesfârșit și eu. o să vină chinezii să le arate că Electrificarea asta, pe care până la urmă nu au cum să o mai evite, va deschide piața pentru cei care o fac mai eficient. Nu neapărat mai interesant ca design. Da? Adică, în continuare, pe design, mașinile germane sunt cele mai frumoase. Da. Fără discuție. În continuare, nu știu, nu știu câți dintre cei care ne urmăresc că pot aprecia chestia asta. Bă, dar dacă de frumos este un Audi A6 All Road. Da? Sau un RS6 da. Ai dat două exemple foarte, foarte bune, da, foarte frumos. echilibrate, așa, nu e nimic exagerat. Da, Chiar am... Cinci Turing. Da. Trei Turing. Cum este, spre exemplu, cls -ul. Băi, superb. E atât de ciudat și de frumos în același timp. Adică ai niște producători care înțeleg profund designul. Da. Și nu neapărat pentru că îl fac aici. Da. Cele mai importante case de design auto europene sunt în Los Angeles. Da. Adică BMW își face design acolo în Los Angeles de foarte multă vreme. Din păcate băieții nu mai fumează destul în ultima vreme. Că pe vremea când fumau chestii grele, ieșeau mașini foarte interesante. Da. În ultima vreme cam seamănă între ele. Apropo de mașina germană, că românul este fan mașină germană. Și postul, deși au început să cumpere testele făcute în China, chiar și multe, tot uh, Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Opel, Opel acum e al francezilor, dar cred că, să zicem, pasatul electric ID7, l-ai și văzut dacă nu mă înșel, l-ai și da. prezentat, uh, sau ce mai e, BMW seria 3 electric, i 3 care o să... nouă clase. Da, deci... Nu, ăsta de acum, urmează să fie electric, cum e i4. Noi, e clasă, zice. Nu conceptul. De păi nu, 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 așa i-au zis, nu e clasă, Așa i-au zis. Azi -a arătat. A. E practic, ea e Vision D da. dar cu. arată un pic mai realist. Da. Vor înlocui uh, aceste versiuni electrice în inima românilor, versiunile diesel, TDI, M320D, mai știu eu ce alte, pasatul electric, seria 3 electric, tot, nu știu, Opalastra electric, Golful electric, Golful electric, ci că urmează să vină și el. Adică, o să fie sub ID3, dar. Încă nu are golful, mi se pare cea mai tare mașină de oraș, Ever. E genială mașină. Da. Genială. Deci, uh, mi-ar plăcea, după ce îmi pleacă copilul la facultate, uh, să am un golf electric. Uh -huh. Deci, vreau vreau un golf, dar să fie electric. Da. Și să nu-mi spuneți de golf. Vreau un golf ca lume. Da. Și să nu zice nici de ID3. Vreau un golf ca lumea. Da, da, Că cea mea impresia este că ce au făcut producătorii ăștia tot ne arată concepte și idei în astea fistichii. Băi, care este mașina ta cea mai mișto? Da. Pasatul și golful? familie pe alea. Da. Care e cea mai tare mașină electrică, mașină ma 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 de la BMW? Seria 3 da. și seria 1, da? Dă-mi-le pe alea. Uh -huh. Unde e seria 1 electrică? Mm. Nu știu dacă urmează să vină, cât că urmează să vină, dar e vorba de, de costuri aici. Întâi să împartă tehnologia la mașinile scumpe și după aceea ușor, 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 ușor trică de cam un... ani? 5 ani. Eu zic că o să avem o serie electric. i 3 ul are 10 ani și l-au scos din producție, aveau toată tehnologia în casă. Aveau, dar i 3 și i 8 au fost pionierii. Nu trebuia să rămână în gamă. A fost doar un technological showcase. Eu nu cred că BMW se aștepta să vândă atât de multe 3 uri pe câte a vândut și s-au vândut destul de multe. Dintr-un motiv foarte simplu, BMW-urile sunt 40% Bosch. Mm -hmm. Injecții, tot felul de soluț soluții tehnice pe orizontală sunt un milion de oameni care livrează piese pentru industria germană. Ce de. faci cu oamenii aceia? Ce facem cu toți oamenii aceia care trebuie să facă injectoare? îi pompe, muți pe altceva. Ar trebui, doar că Germania este un colos. Da. Este un mamut care se mișcă lent și având controlul legislației de la Bruxelles pe partea de auto, a ținut cu dinții și a amânat la nesfârșit electrificarea până când au venit chinezii, deși știau că vin. Da. Ei știau că se va întâmpla chestia asta de acum 15 ani. Da. Adică, noi avem acum legislație pentru case cu emisii reduse, Datorită crizei gazelor rusești din anii 80. Uh -huh. Un european a știut din anii 80 că trebuie să se desprindă de dependența de combustibil fosil și de gaze naturale, nu doar pentru mobilitate, ci și pentru încălzirea caselor. Cea mai mare sursă de emisii din europeană este încălzirea și răcirea caselor. Mai mult de 40% din emisii de acolo vin. Da. Mașinile sunt mărunțiși, dar fac parte din ecuația asta. Acum, nu știu câ câți au avut norocul să ajungă măcar odată la schi prin Austria, nu știu că ați observat, dar căsuțele la frumoase din vârful muntele la ei au niște bușoane așa mari. Le-ai văzut? Da. Știi ce fac alea? Nu. Pe acolo se alimentează CLU. Combustibil, cum îi spunem, un fel de diesel care se duce spre păcură. Da. Ei și da. își încălzesc căsuțele la frumoase de prin munți, de prin Tirol și de prin Alpi combustibil fosil, că nu au rețea de gaze acolo, se duc cu cisterne, se duc de cisterne care umblă și bagă în beci, în da. rezervoare, CLU, motorină și, și, se încălzesc pe combustibil fosil. Da. Adică ei știu clar că îți depășească dependența asta, doar că rușii, s Gazprom s-a asigurat atât de mulți ani că conducta aia o să curgă și prețurile să fie mici, încât efectiv au făcut dependență, ca un copil ținut la țăță. Da. Și serios acum, dacă copilul e la țâță și are 6, 7, 8 ani, ca mai văzut, <gri> nu e ok. Da. Ei, noi am cam stat la țâța asta de gaze și de petrol prea multă vreme și trebuie să ne desprindem și industria germană pe orizontală este cam dependentă la capitolul ăsta. Și noi suntem pasionați de mașini germane, dar până la urmă motorul industriei auto rămâne Germania și cu Franța. Ce noi la Mioveni este Într-adevăr, este ceva valoros și util, dar nu este gândit aici, nu este concept. Adică, da, avem noroc că avem niște ingineri foarte buni care eu bag mâna foc că există foarte mult design și inginerie românească, inclusiv în A-clase. Da. Că din câte știu, Mercedes colaborează cu Renault la gama asta. Da, unele motorizări, a... 1-3, transmisia, de exemplu, cu dublu-ambreiaj de pe A-clase, B-clase, cele GLA, whatever, sunt făcute în România. Iată. Da. Uh, software-ul, dacă mă înșel pentru MBUX, pentru tableta, e făcut aici lângă voi da. la Harman Kardon. Da, exact. Deci, sunt avem și noi contribuție la industria asta și în același timp nu ar, cum, ar putea cumva să ne afecteze și pe noi. Dar cum era să treci Mioveniu integral pe electric? Și să aducem în Europa niște mașini uh, electrice competitive, nu să fie să vină Uh, și CEO-ul anul trecut și acum și inginerul șef de la Renault m-a declarat în o dată la Miuhen că, citez, noi nu vom intra într-un război al prețurilor cu Tesla și cu chinezii. Ok, nu intra. E ok. Nu, nu intra. intra. Da. Lasă-i pe ei. Da, interesant. Uite, asta vrea să facă Ford Fotosan, la Craiova. O să vină mai electric, o să vină mai multe, deci... Nu doar un singur model, mai multe modele utilitare, electrice da. și ușoare și un pic mai măricele. Și ușor, ușor Craiova trece pe producție. Electrică. Mă bucur foarte mult. Mă bucur foarte mult pentru cei din Craiova, pentru că sunt niște oameni foarte buni la fabrica aia. Sunt tot, tot mai puțini oameni, că sunt mulți roboți în fabrica da. aia, dar e important. Da, și investiția, jumătate de miliard sau 350 de milioane. Ultima investiție care. Da. Doar în care? Mă Nemții trebuie să bage zeci de miliarde ca să treacă la electric. Da. Zeci și sute de miliarde. Cred că BMW-ul țin cu dinții de ce au acum, pentru că încă nu și-au scos investiția în stamping. Uh -huh. Că panourile de metal de pe BMW-uri sunt făcute cu presele alea mari. Da. Și au fost primii care s-au dus pe stamping, dacă nu greșesc. Se le zice acum că se treacă pe casting da. și pe baterii structurale în condițiile în care au de, tunel de transmisie și tot felul. Adică e nevoie uh, de multă competiție, pentru că piața asta nu poate fi schimbată de un singur producător. Nu, de test, nu doar de Tesla, nu, nu doar de BYD uh, și presiune pot să pună clienții. De-aia pentru mine, încă o dată, este fascinant cum se mulțesc mașini electrice pe stradă de la o zi la alta. S-au dat uh, etichetele de la Rabla Plus uh, zilele trecute în imediat, minute. Imediat, da. Instant. Și mașinile astea nu sunt ieftine încă. Dar imaginează că vine la sub 30 Da. Abia le aștept. Succesul Dacia Spring ne arată că românii vor mașini electrice economice. Nu există acum un model, un, nu știu, un Golf, un Oastra, o ceva, între, știu că există Megane electric, dar încă nu e la prețul care trebuie. Unul între Spring și Model 3. De acord. Și ăla dacă vine... Aia de 30.000 de care da. vorbim. 30.000 și tu model 30, 3 cu rabla... standard range cu la Plus, exact cum ziceai tu. Suntem da. cam acolo. Dar nu știu. Și oricum. Lipsește, mai lipsește mașini. Model 3-ul de bază vine foarte dotat pentru 30.000-31.000 de euro. Adică da. un Passat nu e la fel de dotat în 30.000. Nu mai vorbim de Audi A4 pe investirea 3 și alte. Eu am făcut un calcul comparativ pe total cost of Honor și pe 5 ani. Între model 3, BMW 320i și Toyota Corolla. Uh -huh. Tesla e și mai ieftină, pe 5 ani. Da. Cu toate cheltuielile și revânzarea. Cheltuielile și revânzarea. Cum stăm cu sănătatea bateriei și. Bine, Tesla acum își păstrează valoarea destul de mult la revânzare, o, o valoare reziduală destul de bună. Dar ce se întâmplă cu mașinile electrice, cum ar fi e Tron sau Nissan Leaf sau orice, bvi 3 la care bateria se degradează în timp, pe 5, 6, 7 ani, nu dă în valoarea reziduală acest lucru? Ba da, va da foarte mult. Și e păcat. E păcat de chestia asta pentru că niște baterii făcute ca lumea trebuie să țină sute de mii de kilometri. Da. Sute de mii cu o scădere a capacității de câteva procente după 8 ani, nu, după 10 ani ar trebui să pierzi maxim 8% din capacitate. Nu s-a ajuns încă la această performanță. Depinde te, cum folosești te, te, mașina. La, Tesla a ajuns da. și, spre exemplu, multe, multe, multă lume se ferească. la ele. te referi ca ora? Nu, ori? nu, toate bateriile. Da. Toate bateriile. Chiar vorbeam cu Sandy Maron ianuarie și îmi spunea că nici măcar super, încărcarea super rapidă pe supercharging nu le mai afectează. Uh -huh. Bateriile moderne sunt foarte fiabile. Da. Și a ieșit studiu acum săptămâna asta, că într-adevăr, încărcarea super rapidă nu afectează sănătatea bateriilor. Adică suntem la punctul la care tehnologia a avansat și bateriile astea supraviețuiesc mașinilor. Deci, cade tabla de pe ea, se strică suspensiile, se uzează da. calculatorul, da. se sparg geamurile. Se face accident de a una totală, și bateria, fiind element structural, nu se îndoaie. Da. Este o piață secundară de baterii feroce. Nu găsești baterii de Tesla pe piața secundară, că imediat se vând pentru case și pentru soluții da. de stocare. Baterii uzate din mașini lovite sau scoase din circulație, da. Exact. Am văzut și eu un, un centru din asta de reciclare în. În Marea Britanie, și cum se dezmembra o Tesla, și bateria, și imediat se. Imea să vând. Da. E, e, dacă prinzi, dacă ai noroc, e vreo 1000 ceva de euro un modul de 5 kWh. Și gândește-te că. Scump. Scump, da? Scump. scump. Într-un Y sunt uh, 14? Da. Deci, 14.000. 14.000 doar din baterie după ce ai făcut -o totală. Da. Și bateriile alea mai țin încă 10 ani de aici înainte, cel puțin. Da. Pentru Storage. Și storage-ul o să devină foarte important. Mașinile, mașinile se transformă în, multe alte lucruri. Adică vorbim noi despre faptul că e conducerea autonomă, că o să fie el robotaxi și o să facă Uber singure, mai vedem. Da. Dar până una alta, o mașină electrică poate să fie baterie pentru casă sau mai mult decât atât, s-ar putea ca în anumite scenarii simplu fapt că îți pui 10% din baterie la dispoziția rețelei pentru echilibrarea tensiunii și frecvenței din rețea uh -huh. să-ți aducă de 10 ori mai mult decât valoarea acelor 10 kW. Cea da. mai scumpă chestie din rețeaua energetică națională este echilibrarea. Da. Este foarte greu să ții uh, sistemul energetic național la consumator la 230 de volți cu 50 de herți. Uh -huh. E infernal de greu. Adică variațiile de de tensiune le mai știm. Sunt locuri unde oamenii au la priză 180. Da. Sau alții au 245, 247, în funcție de cât de departe ești de transformator. Dar să nu ai 50 de herți, ai 48, deja e rău. Uh -huh. O iau razna toate. Și atunci să poți să pui tensiune în rețea pentru echilibrare și să se inteligent chestia asta, îți poate aduce bani reali. Cei mai mulți bani, raportat la prețul per kilovat, se fac din piața de echilibrare în momentul ăsta. Imaginează-ți că o faci automatizat. Da. Îți pui mașina am priză noaptea, oricum n-ai nevoie de mai mult de. Eu descarc bateria într-o săptămână. Da. 10% la dispoziția rețelei. Uh -huh. Și mă încarcă dimineața când nu e încărcare în rețea, dar seara, spre exemplu, când e între 8 și 10 acolo, când încă se mai consumă, fac oamenii chestii, poate e nevoie. Am înțeles, când e vorba de prime time. Când e... Exact. Da. Sau dimineața la prima oră, iarăși la 6, da. cum, e în, cum e în Anglia, când sistemul energetic național are două puncte critice. Uh -huh. Ora 5 când se pun ceainicele pe <laughs> la ele. Da. Și mai dimineața unul. Da. Foarte tare. George, îți mulțumim pentru prezența la la asta. Am avut multe de învățate, am ascultat cu mare plăcere și ne vedem peste 5 ani, te mai chemăm peste câțiva ani să vedem cum a evoluat industria auto. Dacă, într-adevăr, trecem toți la pe electrice, dacă Tesla va rămâne number one, și dacă vor veni chinezii să ne, să ne ia cu totul. Lucia abia aștept să vin data viitoare la podcast, dar n-aș vrea să conduc eu. Bine, dacă nu se conduce mașina singură, conduc eu. Mi-ar plăcea să, să mă aducă o mașină care să nu fie a mea. Un robotaxi. Un robotaxi să mă lase fix în față și când plec de aici doar să apăs pe un buton și să-mi vină alt robotaxi să mă ducă. Eu sunt de acord cu robotaxi. Nu aș vrea ca mașina mea. Să se conducă singură, dar mi-ar plăcea un robo, Uber, Robo ceva. Da. Să mă pun în spate, să stau pe e-mail și să mă ascult. podcast să păi mă conectez eu la asta, de... da? asta vrea. Da. Uberul asta vrea. Uberul asta vrea să-și facă rețea, practic, ei acumulează date pentru asta. Dar o să ajungi și acolo. O să ajungem, poate nu știu peste 5 ani, dar te așteptăm cu mare drag să mai, mai vii pe la noi. Mulțumesc! Mulțumim. Mulțumim. Cu voi ne auzim în secțiunea de comentarii. Dacă aveți întrebări pentru George, dacă aveți întrebări pentru mine, evident ne și un subscribe la canal, să creștem canalul promotor. Ce să mai, ne vedem la un nou episod, la un nou podcast cu un invitat. Sperăm noi la fel de interesant cum a fost George. Drumuri bune! La revedere!